Bună seara și bun venit la cea de-a doua ediție a conferinței Întâmpinarea Tinereții cu Hristos, un eveniment spiritual, cultural și educațional pe care îl organizăm cu binecuvântarea și susținerea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Kalinic și prin care dorim să marcăm, o dată în plus, Ziua Internațională a Tineretului Ortodox. Vom parcurge împreună un timp în care vom învăța, și n-am nicio îndoială că se va întâmpla, să ne zidim inimi apostolești curate. Și cred că rugăciunile, înțelese ca exprimarea iubirii de Dumnezeu și de oameni, sunt pe undeva pe aici și doar așteaptă să le împlinim rostirea. Vă rog respectuos așadar să rostim împreună rugăciunea domnească. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte Profesor, binecuvântați! Nu este Dumnezeu cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc! Reiterez că e un eveniment pe care îl organizăm cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Kalinic și ne bucurăm că această inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a Societății Femeilor Ortodoxe Maria de Mangop se desfășoară în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin sectoarele cultural și media și comunicare. Mulțumiri iar și iară, ca rugăciunile din vremea privegherii. Și mulțumiri deopotrivă Universității Ștefan cel Mare, care ne găzduiește cu atâta generozitate. Cred că merită și aplauze. Vă mulțumesc foarte mult! Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. E un gând cu pâine în el dintr-un psalm, din psalmul 18 acesta. Și încercând să-l rostuiesc pe înțelesul meu, am dat de niște tălmăciri în graiul înțelept al Sfinților. Ei spun că e de înțeles de aici că, citez, pe măsură ce se înșiră una după alta, fiecare zi îi comunică celei următoare ce a izbutit să știe, în timp ce nopțile, întotdeauna propice meditației, consumă stratul profund al cunoașterii ce se desprinde din știință. Și nu-i deloc întâmplătoare această evocare. Evoc această metaforă a psalmistului, aici și acum, pentru că asociez cu ea prezența invitatului special al evenimentului nostru, părintele profesor universitar doctor habilitat Constantin Valer Necula, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Iar cei care îi cunosc activitatea părintelui profesor, fie din cărți, fie din cuvintele de învățătură, și îi cunosc măcar și în parte și viața și slujirea și misiunea asumată și teologia mărturisirii, știu că vorbim deopotrivă despre două feluri de lumină. Lumina rațiunii, lumina cunoașterii lui Dumnezeu prin studiu, studiu neîntrerupt, consecvent, perseverent și articulat pe multiple planuri, conexe sau disjuncte teologiei, continuată apoi ca o repetabilă chenoză prin scris. Se numără cu sutele, cred, cărțile pe care le semnează. Apoi, lumina emoției, lumina trăirii lui Dumnezeu, căldura pe care ne-o transmite prin puterea înnoitoare a rugăciunii. Și știm, că așa ne-a spus, că rugăciunile știu să scrie direct în inima noastră. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop ne recomandă adesea să nu pierdem din
ochi sensul ascensiunii, care vine din cruce și ne amintește mereu că ea, crucea, ne e pedagog spre înviere. Părintele profesor Constantin Necula ne învață că bucuria ce vine din urmarea crucii nu poate fi decât cosmică, așa cum e și liturgia. De ne-am și putea ține de aceste două principii de viață, cum ei înșiși o fac, și tot ne-ar fi îndeajuns să ne făgăduim încă de pe acum cerul. Tema conferinței noastre e una care ni se adresează tuturor. Întâmpinarea tinereții cu Hristos. Suntem tineri în măsura în care sufletele noastre rămân tinere, în măsura în care păstrăm în noi și reaprindem prin cuminte cu tezanță cele ce definesc tinerețea. Minimalismul, entuziasmul, curajul, dezinvoltura, încrederea, iubirea. Spunea cândva părintele profesor că tineretul este viitorul veșnic al bisericii și al neamului. Poate că ne se adresa tuturor, pentru că stă și în puterea noastră să facem biserica să dăinuiască și să ne înveșnicim neamul. Părinte profesor, sunteți unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți preoți ortodoxi ai momentului. Ați fost chiar laureat al Galei Oamenii Timpului la domeniul democrație publică. Cartea pe care ați semnat-o împreună cu Mihai Murar despre sensul vieții este considerată pe drept cuvânt a fi o carte fenomen care s-a vândut în peste 200.000 de exemplare într-un timp record. Emisiunea Zi de Zi cu părintele Constantin Necula de la Televiziunea Română a înregistrat încă în urmă cu un an cea de-a 500-a ediție. Afirmați că ceea ce ești vorbește mai tare decât ceea ce spui. Și în ceea ce vă privește, ne credem că ceea ce sunteți vorbește la fel de tare ca și ceea ce spuneți. Fiți binevenit, părinte profesor! Fiți binevenit în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în cetatea lui Ștefan Vodă, sfântul despre care, așa cum mărturiseați nu de mult la întronizarea părintelui arhiepiscop, și-a adus părintele închinoviat la Putna să-i străjuiască țara. Suntem nespus de onorați și recunoscători că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit! Sărmână! Așa introducerea a făcut că mi se face frică să mai zic ceva, nici nu știu ce să mai zic. Daniela, mulțumesc tare mult, doamne inspector de religie, bunei prietene Daniela Ceredev, cum îi mulțumesc foarte mult părintelui Constantin că ne însoțește astăzi. Am să încep să-i mulțumesc în al preasfințitului Calinic prin aceea că voi spune că, de fapt, eu n-am plecat din biserica de la Baia, de la părintele Vasile de acolo, din Pronaos, unde m-a cucernicit a mia oară Bucovina. Eu sunt ardelean, ăștia știți că am stat la oaltă, n-am avut ce-mi face, deși eu de azi dimineață mă distrez cumplit pe seama tuturor site-urilor despre Suceava, nu știu dacă le-ați văzut. Țin tot să sublinieze că Burdujeniu nu era în sudul Bucovinei ca restul Sucevei. Nu știu de ce, n-am înțeles, nu știu zona, n-o cunosc, dar am mici puncte de vedere. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația colegilor de la Inspectoratul Județean al Educației, că mi-e așa îmi place să-i spun, asta cu școlar, mi se pare că totuși am depășit nivelul școlar totuși. Le mulțumesc colegilor universitari prezenți, din inimă vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc colegilor preoți, de la cel mai mic la cel mai mare. Și nu mă refer la cel mai mare, să ne înțelegem, Mihai, da? Vă mulțumesc mult că suntem împreună, pentru că, din nefericire, părem o țară care nu mai e împreună de mult. La câțiva kilometri de noi, în fond, se moare ca oamenii să rămână împreună. Și cred că cea mai grea lecție pe care o avem de împlinit în întâmpinarea tinereții este să înțelegem că nu avem o țară de tineri și una de bătrâni. Ați remarcat, sunt convins, că la COVID ne-au liniștit. Stați liniștiți, de COVID nu mor decât bătrânii. De parcă asta era o bucurie. Năpârca când e năpârcă și e plătit să fie năpârcă, e năpârcă. N-are unde o întoarce. Apoi ne-au atras atenția că nu e nicio problemă că e război, că e la alții, nu e la noi.
Acum că e gripă, nu e nicio problemă, că mor de aia care trebuie să mai moară și uite așa. Tinerețea înseamnă, de fapt, candidatură la înviere. Avem noi un scriitor, care sigur că e scos din literatura română, că n-are ce căuta acolo, care a scris o carte, Tinerețe fără, nu, o poveste, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. L-am electrocutat. N-avea studii universitare, n-avea doctorat. Știți că era tipograful de meserie, nu? L-am scos afară. Ce să caute în literatura română unul care scrie despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Noi vorbim acum despre chestii grele în literatura română modernă. Alergând după Nobel cu traducerile unor romane, în loc să avem propriile noastre romane care să dea un Nobel. De aceea, îngăduiți ca seara aceasta să ne liniștim, să ne venim în fire și să încercăm să aflăm în ce mod vine întâmpinarea în tinereții cu Hristos în întâmpinarea propriilor noastre vieți. Și am să încerc printr-o mărturisire care nu e deloc, am mai spus-o la Suceava, cred că la prima conferință atunci, în urmă cu foarte mulți ani când a fost invitat, mi-a spus că, deși sunt brașovian, la un moment dat când s-a pus problema să fac civicultura, nu știu ce mi-a trecut prin cap Suceava. Dacă una că vreau să evadez, asta e clar, se spune că numai fetele se mărite să evadeze de acasă. Se mai întâmplă și băieții să vrea să facă școală în alt oraș numai să evadeze de acasă. Dar Suceava era așa o planetă necunoscută. Eu sunt brașovean, dar știți că Brașovului se mai spune Iașov câteodată din motive cunoscute de migrație internă în România, că numai acum ne e frică că se pleacă spre vest. Când plecau spre vestul țării, nu era nicio problemă. Acum că e mai spre vest decât vestul țării, e o problemă majoră. Și, nu întâmplător, mi-am adus aminte că la 5 ani și un pic, în loc să mă duc în Maldive, în Baleare, în Bali, părinții mei au luat împrumut de la o cunoștință o mașină, bunicul a condus mașina până la Putna. Vă e cunoscută localitatea și mănăstirea, cred că vă este cunoscută. Și în loc să stau eu să mănânc banane și să admir maimuțe care zboară din cracă în cracă și să mă cultiv în tailandeză și în limba Batumi, am auzit un părinte foarte uscat, dar foarte isteț. Isteț foc, avea niște ochi ca de foc. Cine a fost, cine este și cine va fi Ștefan cel Mare? Oricum eram pătimaș, că m-am dus la mănăstire cu o sabie legată la brâu, aveam bourul Moldovei pe o căciulă lipită cu sute de mine, nu vă dați seama cum eram. Dar când mi-a spus că, de fapt, Moldova pe care el o străjuiește e mult mai mare decât cea pe care o avem noi pe hartă, m-am dus disperat acasă și m-am uitat că pe hartă, în partea care el spunea că e Moldova lui Ștefan, era o pată verde. Scria ce a scris până nu de mult. URSS. Nici măcar Republica Socialistă Sovietică Moldova. Eu știam că preoții nu mint și atunci, la 5 ani, am făcut 5 ani și un pic, am făcut prima cercetare cartografică a Moldovei și am constatat că, într-adevăr, părintele avea dreptate. De sub pământ, Ștefan domnea peste o Moldovă ceva mai mare decât puteam noi să ne închipuim pe pământ. Așa că îi dau slavă Domnului că în seara aceasta suntem împreună. Și că tinerețea mea cu adevărat, prima mea memorie de tânăr, este mormântul lui Ștefan străjuit de un ghid. Aveam să aflu după aceea că era chiar starețul mănăstirii care o vreme a fost arhiepiscop al Sucevei. Pimen, cred că îl chema, așa mi-aduc eu aminte, nu știu. Și prima cruciuliță pe care am primit-o, pentru că a știut anii de domnia lui Ștefan cel Mare și primele 42 de bătălii, ca 43 am uitat-o, a fost o cruciuliță albastră pe care și acum o am lipită de icoana de acasă, de la Brașov. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei nu au avut bani de Bali, de Thailanda, de Malvine, de alte țări de soare pline și că m-a dus în singura parte cu soare adevărat a țării. De aceea, seara aceasta vreau să o dedicăm memoriei lui Vodă și să ne aducem aminte că țara nu se apără doar când ești bătrân. Așa cum pocăința nu intră în viața noastră doar când suntem bătrâni.
De câte ori ne-ați auzit, bă, nu te mai duc atâta, bă, la biserică, ai pentru babe, mă, stai liniștit, ce te duci tu, ce ai tu de pocăit? M-am întrebat foarte mult de ce întâmpinarea tinereții cu Hristos. Și m-am gândit cât de mult mi-a lipsit în tinerețe Hristos. Nu la modul chipului tatei sau chipului mamei care m-au îngrijit sau chipului bisericii Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului care m-a îngrijit. Zilele acestea pregătind materialul pentru Bucuria Credinței care o să fie filmată pentru o perioadă din zona Brașovului, că nu mai țin roțile pentru alte zone din țară, am constatat că, într-adevăr, niciodată mai mult ca acum nu mi se pare că biserica e un organism viu, ca acum. Un organism, mai mult decât o clădire, mai mult decât o... N-am știut niciodată că e trupul lui Hristos, așa de mult cum știu acum că e trupul lui Hristos, care palpită, strânge rândurile, face galerie, ridică drapelul de luptă, strigă, hai, hai, hai că se poate. Și mi-am dat seama odată în plus că, de fapt, despre asta e vorba în întâlnirile noastre de fiecare dată, că Hristos e șeful galeriei. El ne spune că nu suntem cu totul pierduți, suntem păcătoși, vai de capul nostru, niște răutăcioși și niște mâriți. După COVID ne-am făcut mai ai dracului decât eram. Dâul de la COVID e de la diavol, știți, da? Ne-a învățat într-un fel sau altul singurătatea de atunci că valorăm mai mult, dar n-am știut ce să facem cu biruința asta. Că atunci când s-a bucurat lumea că am biruit la ora de religie, dar după aceea n-am mai făcut nimic pentru ora de religie. Ne-am mulțumit că am bătut odată într-o bătălie, am ridicat o cruce de aducere aminte, dar n-am lucrat mai mult la cizelarea orei de religie, la cultivarea prieteniei cu copiii, la dragostea noastră ca profesor de religie pentru ora de religie. Ne-am mulțumit să devenim niște funcționari care semnăm într-un catastif. Sigur, acum Daniela nu o să fie de acord cu mine că ea muncește mult, dar ceilalți 99,99% care știu eu mai au încă mult de lucru. Ideea este că nu ne-a schimbat viețile. De fapt, ceea ce ne spune întâmpinarea aceasta a tinereții cu Hristos e că putem să ne schimbăm viețile de tineri, dar noi nu știm asta. Nu ne zice nimeni asta. Nu ne spune nimeni, bă, n-așteptați maturitatea ca să fiți oameni decenți. Puteți să fiți decenți de mici. Azi s-a dus un biet copil la spectacolul acela cu butoane și știu ce zic. A recitat omul un monolog patriotic și toată lumea s-a dat în cap că e manipulat. Dacă înjura. Era monologul anului. Ca la team building ăla, filmul ăla cu 11.000 de înjurături pe cap de vacă furajată și de bou. Taina aceasta a timpului pe care îl petrești cu Dumnezeu este totdeauna de partea noastră, dar nimeni nu stă să ne spună. Nimeni stă, uite, vă dau temă pentru acasă, dragi copii, când mergeți acasă de la ora de religie, să nu faceți nimic. Să stați să vedeți că a căzut zăpada, domnule, și tot albă. Auzi ce încăpățânată e zăpada asta, albă de atâtea mii de ani, domnule. Se tot chinui oamenii să o negrească. Ia nimic, domnule, nimic, nimic, auzi? Să stați să vă uitați la, știu eu, cum bate vântul. Ascultați și descrieți în data viitoare cum trece vântul prin sufletele voastre. Faceți bine unei furnici și rugați-vă pentru ea. Doamne, binecuvintează-o pe furnica pe care a căzut un fulg de nea că a ieșit să ducă păpică la bebelușii ei din furnica. Na. Nu zic să binecuvântăm șobolanii că ăștia ajung foarte repede la putere, dar în rest, ce ne oprește să vedem lumea asta minunată în care Dumnezeu ne-a pus stăpâni? Noi ne purtăm ca robii, ca sclavii. Uitați-vă la noi, suntem cu niște moace, triste, dimineața mergem la servici, la 4:30 venim de la servici, ne uităm la televizor la niște oameni care sunt la servici, aflăm știri de la niște știriși care sunt la servici, da? Deci, și toată lumea din jurul nostru se întristează pentru că nu găsește doza aceea de bucurie a zilei care vine. Să știți că încăpățânarea mea de a face zi de zi a de aici a venit. N-aveți spune, băi, oameni, veniți-vă în fire. Mâine este o nouă zi.
Unii au zis că am vorbit ca tante Adi în aripile vântului. Aș vrea eu. Aia a luat Oscarul. Nu, am vorbit ca Sfântul Simeon Nou Teolog. De fapt, ca el aș vrea să fiu. El spune prima dată în istorie, nu vă temeți. Evanghelia nu e doar pentru astăzi. Și mâine este o zi. Iar mâinele ăla este azi. După cum spune troparul atâtor sărbători, astăzi este începutul mântuirii noastre, spunem de bună vestire. Astăzi s-a născut Hristos, astăzi a intrat în istorie, astăzi Simeon primește în brațe pe astăzi. E un astăzi care ne îngăduie un mâine. Fără astăzul de azi, mâinele de mâine nu există. Cu alte cuvinte, tinerețea este un astăzi care îngăduie mâinele. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă. Toată sminteala lumii păgâne era legată de moartea celor tineri. Am făcut o documentare serioasă de câteva zile, pornind de la Solon, marele dătător de legi, trecând prin Socrates și prin Seneca. Toți erau supărați oarecum că moartea celui tiner suspendă natura, legile naturale ale existenței. Și așa este. Dacă vă uitați bine, în Vechiul Testament ne tulbură foarte multe morți, dar încercarea de a-l ucide pe Iosif, cel mai mic dintre frații săi, parcă ne doare cel mai tare dintre toate. Și îndrăznesc să spun că, dacă țineți minte, există o singură înviere în Vechiul Testament, nu? A fiicei, a fiului văduvei din Sarepta. E drept? Țineți minte. Un băiețel, un copil. Tot timpul moartea celor tineri a provocat așa un fel de durere, de emoție, de întristare. Mântuitorul Hristos, trebuie să recunoaștem și asta, nu învie oameni de vârsta a treia acolo, mai era un pic și înviau, cu puțină răbdare. Învie un copil, așa parcă mi-aduc aminte, fiul văduvei din Nain, trebuie să fi fost un puști, de fapt, pe fica lui Iair, care are 12 ani, nici măcar buletin, domne, cum o fi înviat-o fără cardul de sănătate? Nu știu. Îl învie pe Lazar, care era prieten cu Hristos, asta arăta că erau apropiați de vârstă, pentru că, în general, nu te puteai împrieteni în vremea aceea cu oameni mai vârstă decât tine. Numai acum trebuie să ne tragem de șireturi unii cu alții și te duci la unul mai bătân, ce faci, Ioane? La toată viața lui a fost profesor la catedră, a fost, tu le băi gică, eu sunt prietenul tău, elevul tău. Pe mine mă distrează că avem foarte mulți colegi în academie, în mediul academic, care le spun studenților colegi. Da. Adică colegați de noi. Da, atât. Fără a zice că prin aceasta catedra trebuie să se ridice deasupra. Nu. Trebuie să ne respectăm lucrurile pe care le-am făcut în viață. Ei bine, de fapt, tinerețea provoacă la înviere. N-a stat nimeni să ne zică asta. Nimeni n-a stat să spună că, de fapt, trebuie să gândim la propria noastră înviere, tineri fiind. Că nu e suficient să-i lăsăm pe ceilalți să le fie frică pentru noi. Uitați-vă la grija părinților când pleacă de acasă copiii la școală. De atât nebun cu BMW, am ajuns să ne fie frică să trecem strada. Nu? Ne e frică să-i trimitem pe copii la școală, chiar dacă școala e în aceeași direcție, pe același trotuar cu noi, mai ales o doamnă azi dimineață din Evlavia, intra cu mașina în gardul unei biserici la Alba Iulia. Intra prin gard așa, atâta e Evlavie, domne! Grabă! Neatenție, indiferență la rana omului, batjocorirea valorilor cu adevărat importante ale vieții în comun, lipsă de civism, a nu lăsa un om să treacă petrecerea de pieton când el e cu piciorul petrecerea de pieton, e lipsă de civism. Eu nu i-aș lua carnetul, i-aș lua buletinul celui care face asta. L-aș expatria. Du-te, gic, acolo unde se împușcă zebrele. Din momentul ăsta aș vrea să vedeți înaintea ochilor noștri ce avem de făcut cu propria noastră tinerețe, pentru ca ea să nu se împrăștie. În ce mod putem să-i dăm lui Hristos tinerețea noastră? Și am să vă dau două exemple care pe mine m-au marcat foarte tare. Am tot povestit în ultima vreme când au venit primele grupuri de copii din Ucraina, pe când în țară încă se zvonea că nu-i război, și pe când traversau autocarele, deja veneau, ajunseseră până în Sibiu, dar unii tot nu vedeau că e război, s-au dus să filmeze la coadă în vamă, probabil în Bulgaria, că altfel nu-mi explic.
Și tot lansau ideea că nu-i război, veneau din când în când copii care mulți dintre ei au avut nevoie și de sprijinul medical al grupurilor în care am fost implicat. Bucuria mea a fost că cei de la Crucea Roșie m-au primit voluntar și peste reverendă mi-am pus visul vieții mele o haină roșie. Nu de cardinal, ci de voluntar la Crucea Roșie. Seara se opreau autocarele, ele veneau foarte multe, veneau într-un ritm în care la un moment dat chiar nu mai făceam față, dar erau simpatici copiii pentru că fiecare venea cu propria lui întrebare și cu uneori cu un răspuns neașteptat. Printre copii, la un moment dat, o fătuc care știa bine românești, cât însă era din Ținutul Herței și bunica nu uita să vorbească românești, și asta mică, simpatică, tare așa, o văd că dându-i ciocolată, știu, copilor nu li se dă ciocolată. Ciocolata e doar pentru reclame. Să ne înțelegem. Doamne ferește să dăm zahăr copiilor și ciocolată. Nu se dă. Să fie clar. Se dă zeamă de urzici, tocăniță de prună, adică, ciocolată, Milka, de unde? Și le dădeam câte o ciocolată în ciuda faptului că trebuia să le dăm zeamă de urzici. Și asta mică se uita mutulică așa la mine cu ochii făcuți mari. Și zicea, ce te uiți așa la mine? Și îmi răspunde fetița, ce părinte, am crezut că nouă nu ne mai dă nimeni o ciocolată întreagă. Și a zis, dar și zici matalii, aia stabrie. Ce știți, părinte, noi, și noi ne simțim vinovați că în țara noastră se moare. 6 ani. Ce înseamnă să ai conștiința țării din care faci parte. În timpul acesta ai noștri, epilații noștri de pe Facebook, papagalii noștri de pe Facebook, mâncătorii de cacao fără ciocolată de pe Facebook, comentau, cum să mergem noi la război? Nu le-a zis nimeni să meargă, să fim serioși. Ce țară să apărăm noi cu politicienii ăștia, Gică? Nu-i apăra pe politicienii, ei punem în parlament, punem sârmă ghimpată și am terminat cu ei. Dar restul, mamă ta, tată tău, mormântul bunicilor tăi, cu cine să vorbești despre asta? Că în manualul de istorie vorbim despre cum fac biluțe din nas producătorii de filme. Aici o legătură cu... Prezentăm filme cu tematică, nu copiilor? Îi trimitem să vadă filme care au tematică, nu filme care spun adevărul. Al doilea, un puștiulică, simpatic și el, foarte tăcut. Aici stă, nu prea vorbea românești, dar îmi traducea și nici știa. Foarte serios, domne, cred că avea cu totul vreo 5 ani. Dar stătea serios acolo. Mi-am zis, mă, dacă se încruntă ăsta... Și zic, băi, îl chema Ivan, dar băi, Ioane, ce-i cu tine, l-am întrebat. Fac decât să fiu cu minte. Bravo, dar și ești așa mai cu minte. Părinte, cum să ne ajutăm altfel țara? Nimanie. L-am regăsit pentru că el a rămas în Sibiu, avea o problemă de protezare a mâinii și n-am riscat să-l trimitem mai departe. Și e în Sibiu și acum merge la o școală pe care, din fericire, am văzut-o întrupându-se sub ochii mei. Cu sute de copii ucrainieni și cu profesori de care vorbesc în ucraineană, profesori, învățători ucrainieni. Că statul României a integrat pe copii la cursuri, după cum a zis, i-au dus în ultima bancă, restați acolo, faceți niște oare, desinați niște. Așa am integrat noi la ore, câteva luni bune. Și mă întâlnesc și mai ne dăm așa mâna pe stradă acum, mâna mea ciungă cu mâna lui care funcționează, ca lui funcționează acum. Și când ne strângem mâna, simt că dau mâna unui bărbat. Cert este că liderii unei țări, liderii unei biserici, nu se nasc la maturitate. Liderii unei țări și a unei biserici se nasc de fiecare dată în tinerețe, în copilărie. Dacă așteptăm să învățăm doar limba engleză, chiar m-am gândit cum ar arăta bătălia de la podul înalt, filmul cu Ștefan cel Mare, vaslui, așa, asta de-l făcu rai noștri. Cum ar suna în engleză, pământul acesta nu este al meu, nici al vostru, ci al urmașilor, sigur n-a zis-o Ștefan, fie vorba între noi, dar sună bine. Da? Sună foarte bine. Noi nu băgăm mâna în foc, că-i textul lui. Unii cred că noi suntem atât de beți încât nu înțelegem că la noi textul lui. Noi știm că nu este textul lui. Cum știm că Străior Heanu s-a lovit la cap cu un copac, nu i-a dat cu buzduganul, nu. E bine, cum ar suna toate lucrurile acestea dacă am reușit să le exprimăm corect românește, de fapt, copiilor noștri la școală?
Eram, suplineam ca învățător la o clasă de a patra. Sora mea, care este super învățător, era bolnăvioară și m-am dus să o suplinesc la clasă. Era clasa a patra și am zis, bă, să mă pui să predau orice, nu matematică și gramatică, fiar ele să fie, că mi-au înnebunit capul. Bine, predai ce vrei în loc de gramatică și matematică, și am predat istorie română, istorie română, istorie română, literatură, la asta mă refer, un pic de sport, cam 3 ore pe zi. Era cea mai fericită clasa a patra din oraș, n-aveau nicio treabă. Da, v-ați gândit vreodată să faci o excursie în curtea școlii și să numești fiecare colț alt oraș, să spui, uite, acum suntem la Ierusalim și mergem la Sfântul Mormânt. Să te duci în biserica Sfântul Nicolae, care era peste drum de școală, și să le vorbești copiilor acolo despre Ierusalim, despre Sfântul Mormânt, despre Iisus Hristos, și ziceam, acum evadăm la o cafea la arabi. Și duceam pe colț la cofetărie, ne cumpăram câte o ciocolată caldă, beam câte un suc. Credeți că trebuie să mergem undeva ca să fim noi înșine noi? Am ajuns la istorie, la bătălia lui Ștefan cel Mare cu turcii. Am făcut noi din niște fețe de pernă steagurile lui Vodă. N-am găsit niciun turc, dar asta nu conta. Am inventat noi un turc acolo, l-am pus pe ăla, am pus băncile ca o cetate. Nu văzusem nici eu până atunci cetatea Sucevei. Dar a ieșit, în proiect a ieșit. Timp de 6 sau 7 ore, școala a fost sub un asediu, încât directoarea era convinsă că o să cadă. Eram la ultimul etaj în școală cu clasa aceea a patra, era convinsă că în momentul când atingem solul va fi totul rezolvat. Dar ne-am bătut, le-am făcut săbii din lemne, turbane la unii, mă rog, la alții. Dar eram ca în filme, ce mai? Bătălia a durat mult. A durat că le-a plăcut, dădeau bine. Nu vă spun ce a ieșit în pauze, că fluierași ce am bun acum pauză de hidratare ca la fotbal, mergeți și rezolvați. Pe coridor care ieșea în fața săbilor neînduplecaților moldavi, erau gata. Au trecut mai bine de 30 și ceva de ani, până când, mergând la Iași la o întâlnire de specialiști în istorie, unul dintre profesorii de acolo, care m-a impresionat foarte mult prin vorba lui despre Ștefan, chiar m-a impresionat omul, m-a invitat să beau o cafea la el în birou. Ce, părinte, nu vă invit de pomană, haideți un pic, ce, nu mă mai țineți minte, nu. Ce, haideți să vă arăt ce am pe perete. El e un om cu multe premii internaționale în istorie. Pe perete avea sabia lui din bancă, din clasa a patra. Ne plângem că avem universități slabe, la cum îi creștem pe copii în școală, să dea Dumnezeu să mai avem universități. Ne plângem că n-avem specialiști, că n-avem profesioniști, că ne-au dispărut bărbații din poliție, din servicii, din armată. Dacă îi epilăm de mici, dacă le punem bigudiuri la coadă, dacă nu le zicem nimic despre faptul că trebuie jertfit pentru a putea să ai, cum ieșim în întâmpinarea lui Hristos? În ce mod naștem viitorii preoți ai bisericii? Lasă, bă, ciocul mic cu ăia, nu-i atingem pe ăia. O preoție cu surdină, așa, știți? Deci că avem crucea și în capătul crucii montată o surdină de politică corectă. Să nu-i deranjăm pe draci. Întâmpinarea tinereții cu Hristos înseamnă, de fapt, să înveți pe oameni că Dumnezeu nu e niciodată dușmanul nostru. Și un ultim gând la această parte. Eu am auzit foarte mult în perioada în care se lovea în ora de religie, apoi când s-a lovit în familie, tema a fost aceeași. Punându-se teribilă întrebare, unde este Dumnezeu când copiii suferă, când familiile suferă? Eu am crezut că a trecut perioada aceea, dar imediat după aceea, dacă țineți minte, când a început greutatea aceasta a vecinilor noștri, mulți spuneau, doamne, ce să ne ocupăm noi de flămânzilor când avem flămânzii noștri? Ce săracilor când avem săracii noștri? Toți dintr-o dată au început să ne pasioneze ai noștri. Cine ne-a oprit vreodată să facem bine? Cine ne-a oprit să facem bine celor care au nevoie de bine? Am făcut o mică listă, cel puțin la județul Brașov și Sibiu, pe care le știu mai bine din punctul ăsta de vedere, și am constatat că exact aceleași asociații care au sărit să ajute săracii ucrainieni care treceau pe teritoriul României, și ruși, să știți că nu numai ucrainieni, și ruși, aceiași oameni se ocupau și de săracii noștri. În timp ce papagalii
din colivie, tot papagalii în colivie au rămas. Nu făcuseră nimic și nu vor face nimic nici de acum încolo, pentru că fie vorba între noi, faptul că mergem să facem poze cu două portocale și o ciocolată pe undeva printr-un centru de copii abandonați, e zero, e nimic. Pentru mine cea mai mare onoare a fost la un moment dat să urc în tren și să dau ciorbă refugiaților. În viața mea n-am crezut că voi fi un ciorbagiu. Acum înțeleg de ce în armatele imperiale el de era ciorbagiu, era șef de structură. Să vezi pe oameni bucurându-se că le dai o bucată de pâine. Să se bucure că le dai o țigară, Dumnezeu să mă ierte. Să vadă că îți pasă de faptul că copilul lui are muci și tu îi ștergi mucii. Că era câte o bătrână care nu-și mai găsea de vreo două zile insulina și tu reușești să-i o dai la timp. Că reușești să schimbi udătura de pe un bebeluș și să duci Pampers noi. Că dai o sticlă de apă unor oameni. Că dai un zâmbet, că le strângi o mână. Mi s-a părut cea mai întinerătoare, nici nu știu cum să o spun, de, cea mai bună acțiune de întinerire în Hristos a propriei mele existențe. De aceea, vreau să vă rog să aveți grijă să nu vă lăsați creștinismul din voi să îmbătrânească. Nu, îmi pare rău să o spun. Creștinismul nu-i doar pentru vârsta a treia. La vârsta a treia culegi roadele întregului creștinism trăit până atunci. Întregului creștinism trăit până atunci. Sunt convins că știți că în 48, când s-a scos învățământul religios din țară, din școală, copiii de atunci, multora dintre noi ne-au fost părinți. Multora dintre noi ne-au fost părinți. Și bunul lor simț nu venea doar din faptul că părinților erau părinți de bun simț, ci și pentru că învățaseră că bunul simț e un dar de la Dumnezeu, care trebuie cultivat ca să rămână bun simț. Părinții noștri au scris cu sunt, înainte să o spună Academia. Multă vreme țara asta a scris mai bine decât Academia. Oameni simpli. Dacă vă întrebați de ce s-a insistat și se insistă să rămânem analfabeți sufletește, este pentru aceea că toate experiențele ideologice ne-au arătat că analfabeții sufletești sunt mai manipulabili decât analfabeții de orice fel altul ar fi ei. De aceea, îngăduiți-mi să vă rog să întineriți. Să întineriți. Copilăriți-vă cu copiii. Luați-i în brațe, pupăciți-i, zgândăriți-i, agitați-i. Cu nepoții, dacă copiii au crescut, nici mai am curat să-l agit pe al meu, că vreau să învățați odată în plus să retrăiți ce aveți de trăit. Să respirați ce aveți de respirat. Sigur, fiți cu minți la biserică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să gândiți la biserică. Da, dacă nu vă place cum cântă cântărețul, nu vă place, asta e. Na. Am și eu câțiva pe care îi admir foarte tare. Nu înțelegeți predica părintului și nu vă e pe inimă. Foarte clar, căutați predica care vă e pe inimă. Dar nu încetați nicio clipă să vă placă de Hristos. Nu-i dați delete celui care nu merită delete. Fiți cu ochii pe El. E strașnic. E totdeauna inovator, e totdeauna creator. Avem un Dumnezeu care continuă să creeze. Fiți atenți. Cine ar fi bănuit vreodată? Nu? Cât au bodogănit mamele, bunicile, străbunicile, mamele străbunicilor, miniștrii, supraministrii, extraministrii și specialiștii, că se joacă copiii pe gadgeturi electronice. Țineți minte, cu 2 ani înainte de COVID a fost o campanie națională. Orice privire la televizor este moartea neuronului, moare ochiul drept, moare ochiul stâng. Nu-i lăsați la televizor, nu-i lăsați să aibă apă curentă dacă se poate. Orice modernizare, nu, am avut și în biserică câțiva care ne-au spus că orice tehnologizare a comunicării este drac întrupat. A venit pandemia.
Râdeam la toate inspecțiile la care am fost, cum ziceau copiii, doamna, doamna, ca să puteți vorbi trebuie să apăsați pe aia mică cu microfonul pe ea. Că ei știau. Ei din asta trăiau. Asta fusese viața lor până atunci. Făceau profesorii prezența la niște mecle acolo pe ecran. Niciun copil nu era în fața ecranului, clar. Atunci s-a vădit ce știm. Credeți că unui profesor universitar care vorbește la un ecran e plăcut să vorbească la nimeni? Unora le-a plăcut, dacă a mers salariul ce e interesat. Dar în principiu e clar că ne-au dat lecția Hristos să înțelegem că dincolo de orice lucru care pare că ne împiedică să fim, e cuvântul psalmistului care spune cu Dumnezeu trec și zidul. Nu spune locolez, nu trec pe sub zid, nu spune dau o gaură, zic trec prin zid. Trec prin el. Al doilea lucru. Un Dumnezeu extrem de creator. La un moment dat, rămăseseră fără o lețcaie în buzunar, cineva s-a ocupat să curețe fondurile unei organizații pentru ajutorare și n-aveam cum să spunem nimănui nimic, pentru că de fapt nu știam de unde banii intraseră, dar nu știam unde s-au dus. Și ca să nu expunem toți cei 15 colegi care ar fi putut să o facă, m-au întrebat cum să facem ancheta. Pe cine să anunțăm? Și a zis, pe Domnul. Bun, pe cine? Domnul Iisus Hristos. Ăștia jumate nu erau creștini, să ne înțelegem. Da, ăștia. Specialiști în SF, specialiști în orice altceva, dar nu în Jesus. Și păi și cum te rogi? Doamne, nu mă interesează cine a luat banii, trimite-ne înapoi. I-am strâns pe toți cei 15. Zic, uite, eu nu mă rog ca Dumnezeu să ne arate cine a dat banii, ci banii să intre înapoi în cont. Minune! Creator Dumnezeu ăsta al nostru. Vreau să știți că nu ne lasă și că în toate și cele mai grele clipe ale vieților noastre, singurul care rămâne lângă noi este Hristos. Și ultimul gând pentru seara aceasta. Înainte de a porni un pic dialogul, pentru că după aceea să le spunem ce urmează, da? Deci povestim un pic între noi pe întrebări și răspunsuri. Nu știu cum le scrieți, dar puteți să le și puneți direct, că suntem o țară în care se trimit întotdeauna anonime. Mai bine vorbim. Povestim între noi și apoi urmează copiii care ne vor cânta minunat. Eu știu ce cântă, cât de bine cântă. M-au însoțit în foarte multe momente ale vieții de până acum și mai e ceva, o surpriză a la la Daniela, pe care o aștept și eu să văd despre ce e vorba, că n-am înțeles despre ce e vorba, îmi place ideea ca atare. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă este legat tot de înviere. Când i-au zis pe oameni că popa cântă și la botez și la mormântare și la nuntă și la maslu, se spune că preotul în general cântă de frică. El e într-o pădure întunecată al cărui capăt nu-l vede. În slujba de înmormântare a preotului se și spune că viața noastră ca preoți este ca și cum ai trece dintr-o țară într-altă țară. Și în întunericul țării ce se arată înaintea ta ai nevoie de o călăuză care să te scoată la lumină. Le-am spus odată unor șmecheri care tot luau peste picior preoția, le doresc o singură înmormântare la un tânăr. Sau o singură înmormântare la un copil. Nu-i ceva să-ți încerce mai tare credința decât să însoțești un copil spre moarte. Dar pe aceea mi-am dat seama că m-am prostit rău. Nu că nu eram prost și înainte, dar m-am prostit mai rău. De fapt, singura fantă de nădejde absolută în învierea lui Hristos, tot din plecarea copiilor, intră în inimile noastre. Ștefănel avea vreo 6 anișori, bolnav oncologic și mergeam foarte des pe la el, de îl împărtășeam. O figură și jumătate. El era Ștefănel, dar eu ziceam Ștefan cel Mare și să știți că am argumente. Mai era și îndrăgostit de o colegă pe care o chema Maria Mangopie, deci vă dați seama ce simpatici amândoi, mama copilului, profesoară de limba română. Tatăl pleca de ani de zile, era pilot, dar un om care s-a ocupat foarte mult de copil până când au avut nevoie de cheltuieli supra-dimensionate pentru a-l ține în viață. Dar n-a ieșit. Mergeam la Ștefănel și
îl împărtășeam foarte des. Eram camarați de potir acolo. Vine noaptea de înviere, urma să filmez cu cei de la Digi24 sau Antena 3, nici nu mai știu. Un direct din curtea catedralei și am zis, Ștefane, nu pot veni în noaptea asta să te împărtășesc. M-ai făcut semn înainte, cu un an asta am făcut. Cât a ținut tu trenii, am dus și am împărtășit. Nu-i foarte departe spitalul, nici aproape, dar vă dați seama cum arătau un popă în revere, în veșminte, trecând prin tot Sibiu ăla, așa, dintr-o parte într-alta, mergând cu împărtășania. Ce au zis doamnele când m-au văzut la UPU? Au zis, uhu! Nu? Și împărtășindu-l am rămas prieten. Era, de un an era aproape într-o agonie care pe mine m-a costat sufletește foarte mult în prima fază. Și zic, Ștefan, uite care e treaba. Eu stau aici în Părtășania. Acum se face 12 noaptea. Și părintele zice, oricum eu mor în seara asta. Ce bă? Ce eu noaptea asta mor ca să pot să înviu dimineața. E, vreau. A înțeles om învierea? Că toți murim spre moarte, spre noapte ca să înviem spre dimineață? A înțeles-o. Punct. Și zic, bine, uite, sunt mai mult decât de acord cu tine pentru treaba asta. Și zic, uite, îți las în Părtășania. Aici cum trece de 12, eu zic la televizor că lumânarea asta e pentru Ștefan. Am și zis-o. Te împărtășești? Da. Bine. Copil ascultător. La 12 și un minut i-a zis mamei să îi dea împărtășania care o lăsase. S-a împărtășit. A îmbrățișat-o pe mami, i-a mulțumit că a avut grijă de el, a închis ochii și s-a stins. Asta înseamnă, de fapt, să-ți întinerești creștinismul. Mergeam la mănăstire la Tismana. De acolo trebuie să vă zic două povești și cu asta încheiem. E seara poveștilor, nici nu vreau să o socotez neapărat conferință, că vă țin conferințe oameni de vă nebunesc. Prima maică, eu nu o cunoscusem până atunci, m-am dus să înlocuiesc pe părintele care avea grijă de mănăstire și maica îmi spune, părinte, să știi că am să mor. Băi, maică, zic, lasă-mă în pace, că n-am timp de înmormântări. Trebuie să mă duc, începe fimiu, anul, clasa întâi, mă duc, îi fac deschiderea anului la clasa întâi, 20 și ceva de ani sunt de atunci. Nu liniștit îi fac, mă întorc noaptea înapoi, facem liturghia, utrenia liturghia și după liturghia din 14 octombrie, din 14 septembrie te împărtășesc și gata. Bine? Tu poți să pleci după aia. Da? Bine. Maicile toate, erau un grup de maici de astea tinere cu seținile după maicile mai bătrâne, așa, râdeau ăstea. Mă duc, facem deschiderea, vă dați seama, am plecat după liturghia, am ajuns la Sibiu, am făcut dimineața deschiderea, am urcat pe mașină, duc înapoi la Tismana. Slujim dumnezeiasca liturghie pentru Înălțarea Sfintei Cruci. Merg la maica, mă împărtășesc și zice, părinte, acum pot muri? Da, maică, ești liberă. Exact asta a făcut. Și cea mai bună lecție pe care am primit-o și vă rog să o țineți minte. O mărturisesc pentru că am luat binecuvântare să o mărturisesc. Maica Ierusalima, stareța mănăstirii Tismana, în ultima perioadă a vieții sale, fiind foarte în vârstă, spre 90 de ani, era ca un copil, ăsta e adevărul, sensibilă, liniștită, amândoi împărțeam aceeași pasiune înghețată de vanilie, își aducea foarte vag aminte de lucrurile din jur, dar când mă vedea, întotdeauna zâmbea și mă întreba ce mai face tata, mai cântă la strană la Ocna. Da, maică, cum să nu? Dar eram prieten ca întotdeauna, ea știind că eu sunt preot. M-am gândit ce dar să-i fac, era imediat după înviere. Ce dar să-i fac maicii de înviere? Și am zis, mă duc și o împărtășesc la chilie. O anunț pe maica care avea grijă de dânsa, care acum e în misiune, în zona Cahulului, acolo, stareță, între lucruri grele. Și o îmbracă cu toate, cu camilafcă, cu tot pe ea îi pune cruce, că era maica, a fost prima maică stavroforă din perioada modernă a bisericii, se spunea patriarha Olteniei. Cu toiagul m-a așteptat. Am venit de la liturghie, purtând potirul, dar înainte de a mă împărtăși, mi-a pus mâna așa, ca un copil, și zice, părinte, trebuie să spun ceva. Zice, cei din jur zâmbesc și zice, îmi dau și eu seama că mi-am pierdut mințile. Dar aici știu că e Hristos. Dar aici știu că e Hristos. Nu putem să ieșim în întâmpinarea tinereții cu Hristos dacă nu-L dăm pe Hristos. Și nu un Hristos bolborisitor, trist, apăsător, un Hristos care vorbește pe nas, un Hristos care are tonalități de
răutăcioase, ci un Hristos viu, un Hristos adevărat, un Hristos ca o îmbrățișare de bunică. Uneori Hristos miroase a vanilie, asta e adevărul, și a colaci. Uneori Hristos miroase a fân cosit, ca bunicul. Ca bunicul. Toaca sună ca o cute păcoasă câteodată, când ne cheamă la slujire. Trebuie să învățăm că Mântuitorul Hristos nu poate fi redus la gesturi ritualice, la linii frânte. Prezența lui Hristos în viețile noastre e un desen, un desen continuu, o redesenare a propriului nostru suflet. Învățând zilele acestea despre trecutul bisericii în care de la 1665 am constatat și eu că dorm toți ai neamului meu, până înainte n-avem dovezi, dar știm că tot acolo erau, am descoperit un lucru care m-a impresionat foarte tare. La 1700 și un pic, unul dintre reprezentanții statului care nu ne oferă Schengenul, prezent cu tunurile prin zona de sud a Transilvaniei ca să creeze o nouă organizare bisericească, domnul general Bukov, s-a dus în șchei și le-au spus șcheienilor că dacă nu trec la noua organizare bisericească, să nu numim biserica care până astăzi este unită cu Roma, în momentul acela tunurile vor lovi în biserică și vor dărâma biserica. Nu conta că biserica însemna de fapt o prelungire a unei vechi cruci de lemn de la 1292, precând nici Viena nu era ce credea că este. Nu conta că era afacerea lui Neagoe Basarab sau a lui Alexandru Vod al Moldovei. Nu conta pentru el nimic, cine să știa. Contau doar lipițanii, vinul de Bordeaux și hârtia de la regină, atât. La care bătrânii șcheieni au zis: stai o țâră, domn general, că o rezolvăm amu. Și i-au trimis pe toți, pe Gociman și pe toți ai bisericii, de-au adus pe toți șcheienii, erau aproape 1700 de oameni, și au intrat toți în biserică, era mai mică biserica decât e Sfântul Nicolae de astăzi, i-au adus pe toți în biserică acolo, au venit cu bolnavii aflați pe pat, i-au cărat cu paturile, au venit cu oamenii care n-aveau mâini și n-aveau picioare, au venit cu toți în biserică, a ieșit preotul bătrân în fața lui și a zis: generale, abia acum poți să tragi, suntem toți. Și-a închis ușa bisericii. Băi, oameni buni, asta e tinerețea bisericii noastre. Asta e Hristos. Hristos nu poate să fie: abia mă duc la biserică duminica asta, că n-am băut cafea, am așa o durere aici de la ultima ședință cu șeful. Nu mi s-au lipit unghiile, nu mă pot duce să mă închin, că n-am unghiile lipite. Generale, abia acum poți trage toți. Suntem toți. Biserica este, suntem toți. Aud de câteva luni ce generații nemernice avem în România. Cum ne plângem noi ca profesori de cei de acum, s-au plâns și profesorii noștri de noi, vă dau scris. Eram niște tâmpițoi pe bandă rulantă, crescuți de comuniști, care încercam să fim spirituali. Ferească Dumnezeu ce bancuri se ziceau în facultate prin anul 1 și 2, acum mi-e rușine să le mai repet. Generațiile anterioare au avut și ele de fiecare dată câte ceva lipsă. Dar Hristos nu caută la lipsa unei generații. Caută la definirea generației prin adaosul lui de har. A fost o știre celebră de la Vaslui că niște băieți care erau la băute, până seara târziu, au auzit că o doamnă care trebuie să nască n-a ajuns la salvare. Băieții, cum erau și bine încălziți, slavă Domnului, au luat lopețile, au scos salvarea, au urcat femeia în salvare și au trimis-o să nască în pace. Vai ce ac de curaj! Dar cine a spus că tinerii noștri nu știu să dea cu lopata să scoată oamenii din necaz? Cu cine am urcat și am coborât pe treptele blocurilor să ducem apă plată? Cu politicienii locali? Hai să fim serioși. Cu cine a dat, frate, prescurile, împărtășania? Cu cine a cărat târgi? Unele dintre ele cu morți. Cu cine a spălat pe jos prin spitale?
Cu cine am muncit să scoatem din necaz câte o familie care n-avea cine să o aprovizioneze sau cine să o bucure cu un cuvânt bun sau cu o voce bună? Slavă Domnului că în biserică toată lumea e tânără. Astăzi este singura filă din calendarul nostru. Așa că vă rog frumos să nu vă temeți să fiți tineri în biserică. Tânăr înseamnă refuzul de a fi mobilă, refuzul de a crede tot ce ți se spune, refuzul de a crede că totul e bătut în cuie. Și tânăr înseamnă să suflești mânecile și să faci să înflorească livezile cu puterea minții tale chiar la vremea celui mai mare ger. Alex Ștefănescu, care e sușevean de-al dumneavoastră, după cum bine știți, cu bunică din Boroaia, spune la un moment dat un lucru cât o mie, că însoțindu-și tatăl prin pădurile de fag ai Sucevei de atunci, acum sunt pădurile mai rare, a învățat, de fapt, să trăiască. Nu e nevoie să vă luați MBA-ul la Oxford. Vă dau scris. E suficient să nu uitați cum se face o mămăligă cu brânză. Nu trebuie să biruiți pe fronturi pe care nu le puteți înfrunta. E suficient să învățați să mai crăpați câte un lemn cu toporul, ca odinioară. Nu e nevoie să mergeți la vânător prin ciare. E suficient să intrați în pădure și să învățați diferența între glasul pițigoiului și al pitpalacului. Ieșiți din tinerețea amputată în care ne vor oamenii să ne țină. Fiți puternici și continuați să visați. Venind încoace, mi-am dat seama că, de fapt, am străbătut alături de propria mea memorie multe din etapele copiilor, din viața copiilor mei. Mi-am dus copiii foarte des la o mănăstire, la acoperământul Maicii Domnului de lângă Groș, la părintele Alexie, fratele meu, și pentru aceea să nu confunde vaca de pe ciocolata Milka cu vaca din adevăr. Au copii de oraș, alergau pe imașurile de acolo cu toată viteza și cele mai simpatice momente erau când veneau seara acasă și nu recunoșteam câinele plin cu scaieți de proprii mei copii. Tinerețea înseamnă libertate. Singura libertate pe care o avem este să ne trăim viețile. E cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Nimeni, niciodată, prin niciun mijloc, nu poate cenzura iubirile noastre, curajul nostru, puterea noastră de a visa. Dacă țara stă acum pe ceva, stă pe forța tinerilor de a refuza dezertarea. Așa că, până ne gândim la ce să se întoarcă copiii noștri de peste hotare acasă, poate e mai bine să ne gândim la ce acasă mai avem, pentru că o parte din copiii noștri să mai rămână cu noi, că o să avem nevoie cât de curând să ne vindece propriile noastre răni. Nu e dragoste mai mare decât să spui viața pentru aproapele tău, ne spune Mântuitorul. Iar aproapele nostru este cel care lângă noi își clădește din copilărie spre adolescență, tinerețe și apoi cariera. Avem o țară cu mămici îmbolnăvite de cariere. Toate vor cariere pentru copii. Ați auzit vreo mamă să ducă fetița la un curs de înfășat păpușa? A? Ați auzit vreo mamă să ducă pe fetiță la un curs de făcut tocăniță de cartofi? E barabule? Să facă o ciorbă de curechi? Ați auzit vreodată? Nu. Ați auzit vreun tătic să ducă pe copil la un curs de mecanică? Să învețe să repare ceva? Să pună un geam? Să strângă un șurub? Nu. English, please. China. Cursuri de scamatorism intelectual. Ca și titlurile unora dintre specializările noastre universitare. Când îi auzi, te apucă rău.
Managementul de structurării osmotice a intrinsecului pneumatizant al extrinsecului urban. Toți nebunii merg la cursul ăla că sună bine. Și de cu cine a făcut? Nu știu, că ce, cine vorbea cu voi? Un domn care ne explica acolo, da? Ca studenții noștri în teologie îi întreb, băi, tu te însori cu fata asta, dar ce termină? Politici financiare internaționale. Cum o duci, bă, pe aia, pe Glod, la Boroaia, mâncați-aș sufletul tău? Ce face aia acolo, la Glodul din Boroaia? Fata ta, ce te... Limbi moderne aplicate. Ce? Cum o duci pe aia, frate, la Bogdănești, auzi, acolo, în deal? Dincolo de glumă, lăsați-i pe copii să-și măsoare singur pașii în viață. Cea mai gravă greșeală pe care o facem este să le punem piedică, când ea abia învață să alerge. Așa că seara de astăzi nu este decât un apel la a vă trăi cu bucurie tinerețea, indiferent de vârstă. Mulțumesc! I-am zis Daniel să se prefacă că ea citește niște întrebări dinainte stabilite. A, nu? Vă rog, dacă aveți, știu eu, să vă spun, eu nu mi-am dat seama când noi am început în urmă cu ceva ani conferințele acestea, cât de important e dialogul ăsta cu întrebări și răspunsuri, știți? Dar adevărul e că nu poți să fii numai emitent. Trebuie să-i mai auzi și pe ceilalți ce întreabă și ce gândesc. Bine? Văd ca și venit unul, dar aș fi invitat la dialog. Nu, merge că să ne asumăm. E frumos, așa, așa. E frumos, e în regulă, da? Da, sigur. Ce frumos a scris Sărmâna. Părinte, cum să procedăm pentru a dobândi răbdarea cu cei din jurul nostru? Păi, noi nu avem răbdare cu noi. Care e din jurul nostru? Eu n-am răbdare cu mine. Adică aș încerca să am răbdare, dar nu... Toată lumea ne citează, nu din părintele Ilie Cleopa. Rabdari, 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 și când se termină, e de la cap. Băi, dar care-i capătul? Că aici e problema. Răbdarea este un exercițiu de mare curaj, să știți. Dacă vă uitați, un vânător bun, nu un vânător care trage după animal, ci care îl are în cătare și îl lasă să scape. Nu-i totul să pleznească glonțul în coastă, zicea unul dintre poeți. Zice, în situația că nu te mai poți înțelege cu copiii, soră, frate, prieteni, cel care îi faci bine și îți face rău. Asta cu făcutul răului, da slavă lui Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu să nu ne facă oamenii rău. Ferească Dumnezeu. N-avem din ce crește. Semănăm cu o armată de paradă. Ați văzut că toate armatele astea dictatoriale, băi, fac niște parade sau parăzi, că parada e la fotbal. De te doare capul, domne, moare râma la 5 metri. Pe front nu pare așa. Omul este făcut să-și încerce limitele. Din nefericire ni le încearcă oamenii cu foarte multă minciună. Cu foarte multă minciună. Există o limită de la care răbdarea nu ne mai folosește. Mântuitorul Hristos, când ne vorbește de răbdare, nu ne vorbește într-un context oarecare, ci doar în raport cu dobândirea împărăției cerurilor. Nu trebuie să ai răbdare cu tot împitul, fie vorba între noi. Da? Să ne înțelegem. Era o bătrânică odată într-un autobuz, sigur, nu în Suceava, și stătea pe scaun și a urcat o domniță de pe centru și a cumpărat un genț de astea mari de tot felul de firme și a cumpărat de toate. Și o tot înțepea pe bătrână, îi băga în ochi o bucată de geantă, îi mai trântea. Păi, ăștia din autobuz, toți foarte nervoși, ce, mamaie, dar ce, reacționează, zice, mă, ce, nu pot, de ce? Mă dau jos la prima, n-am timp să mă împac. Da? Răbdarea este să reușești să te împaci înainte de a începe să te cerți. Care e răbdarea unui profesor cu clasa lui? Da? Te duci la clasă, se uită ea la tine cu niște ochi, de zici că sunt din altă lume. Tu le spui, copiii, astăzi vorbim despre Mihai Eminescu. Și se uită nevinovați la tine. Azi noapte tocmai a fost Vocea României, partea 143.242, și azi noapte n-au citit poezia, au stat și s-au uitat la
Hai, Leliță, îndeal la vie. Cum să-i asculți pe băieți, de exemplu, în timpul campionatului mondial de fotbal, la limba română sau la religie, ferească de... Păi Dumnezeu era pe teren acolo. Observați, răbdare înseamnă să știi să-l prinzi pe om în momentul lui cel mai bun. El e un profesor bun. Aveam un tânăr când predam italiană la o școală la noi în Sibiu, unde predă și soția domnului președinte, aveam un elev cam bârcolac, așa el de felul lui. Dom'le, cum făcea, cum nu făcea? Mai aveam puțin și ieșeam din pepeni. Eu care de obicei sunt răbdător, așa la clasă. Asta nici cum, nu-i convenea nimic, sictir la toate. Până m-am prins că el avea pe el un tricou cu Juventus. Juventus, echipa de fotbal. Și zic, băi, Juventus, îi ziceam. Fii atent, de mâine îți place fotbalul. Păi, sigur, te uiți mă la campionatul italian. Cum sunt? Ba, am vorbit noi de ultimele două meciuri. Norocul meu că mă uitasem la știri. Și a zis, băi, bă, fii atent ce facem. Îți fac un abonament la revistele sportive italiene și tu, la orele viitoare, faci o selecție și ne spui rezultatele, ce jucători au jucat și uite, dar în italiană textul, că n-am alt text. Da, gata, s-a făcut. Pe atunci nu era Google Translate-ul așa la... Și nici ăsta de nesperie pe profesorii universitari că o să ne copiați, de parcă voi n-ați putea să ne copiați decât cu scula aia. Un student când vrea să copieze un profesor o face, un profesor când nu vrea să fie copiat, nu-i trece nimeni prin față, asta e adevărul. Și azi așa, mâine așa, să vedeți ce studios a devenit. Acum e medic ginecolog și mai râd de el, zic, bă, mai citești și alte limbi în afară de italiană, că el e simpatic tare. Și ce părinte, nici nu vă dați seama ce bine mi-a prins. A făcut studii în Italia, o parte din studii. Să ne înțelegem, copiii trebuie savurați cum sunt ei. Eu știu ce a făcut învățătoarea mea din mine. Când toată lumea zicea că-s nebun, că scriu, ea zicea, tu scrie. Aveam matematică, eu scriam poezii. Aveam chimie la liceu, eu scriam nuvele. Săraca profesoară de chimie se uita la mine, nu-i venea să creadă. Nu, n-am fost foarte pasionat. Asta nu înseamnă că n-am respectat materia, că nu m-am dus la olimpiade naționale chiar. Răbdare înseamnă să-l pui pe celălalt în valoare, indiferent de starea în care el este. Știți cu cine n-avem noi răbdare în ultima vreme? Cu morții. Îi grăbim să moară ca să-i lăudăm. Da? Îi grăbim să moară ca să le cântăm balada lui Ciprian Porumbescu la capul lor. Îi grăbim să moară pe mari actori ca să spun, vai, am uitat acest actor extraordinar. Pe mine m-a apropiat foarte mult Dumnezeu în ultima vreme de domnul Constantin Codrescu, de actor. Pentru mine a fost dificil, pentru că în mintea mea era comisarul din Pistruiatu, țineți mintul ăla, de căpăceapă la mic, odată îi dădea două dacă nu era cu minte. Era culmea că n-a avut niciodată roluri care să-ți placă neapărat. N-am văzut un om mai blând, mai iubitor și mai tandru în vorbire decât era maestru Constantin Codrescu. Am văzut ce comentarii au fost după aia, stupide, jenante, penibile. Noi nu mai avem răbdare cu lumea în care trăim. Toți copiii vor să se angajeze și să aibă salariul părinților lor de două ori plus încă o dată. Și îți vine și să vină acasă să zică, cât ai bă pârlitule după 40 de ani de muncă? Păi 1700 pensia. E bă, bulică, ce uita, ce-mi dă șeful mie? Nu trebuie școală. Trebuie să poți să semnezi pe hârtile lui să poată fura el liniștit. N-ați pățit? Eu am pățit să aud astea. Deci, pentru a putea căpăta răbdarea, trebuie să o practicăm. Pentru a putea căpăta rugăciunea, trebuie să o practicăm. Pentru a înțelege liturghia, trebuie să mergem la liturghie. Ca să înțelegem, ce să spunem, frumusețea bisericii, trebuie să admirăm frumusețea bisericii. Unii vor găsi câte o pată în orice fel de construcție pe care ar vedea-o în fața ochilor. Vă dau scris. Unii ar spune că la Vărate că e prea mare drumul și prea mică poarta. Că la Agapia, Agapia, las că știm noi. Eu îi aud pe ăștia care comentează împotriva bisericii că întotdeauna știu mai mult decât este acolo. Răbdare înseamnă uneori
să înghiți oprobiul celorlalți pentru a-l face pentru tine sursă de îndumnezeire. Am fost la Medjugorje, 29-31, am întâlnit enorm de mulți copii mici, tineri la rugăciune și cântări. În România, în afară de Ator, e puțin. România are propriul Medjugorje. Ce căutați până acolo când aveți pe Sfânta Paraschiva la o aruncătură de Volkswagen? Terminați cu căutatul dudelor în pruni. Eu am fost și eu în câteva luni, am fost la Fatima, de exemplu. Au o librărie, hai de mine. Dacă vreți să vă puneți un nod în gât, uitați-vă la filmul, că e pe Netflix acum, filmul cu Fatima. În momentul în care autoritatea comunistă pune un drug de fier peste biserica sătenilor, deranjați că fetițele alea susțin că le vorbește Maica Domnului. Mă, aia nu m-a deranjat. Dar când a venit și episcopul de la Lisabona și îi închide și îi ceartă și le dă două șuturi în partea dorso-ventrală, am zis gata, spart televizorul. În fracțiunea imediat următoare de film, când episcopul îngânfat să urcă în caleașcă și pleacă, imaginea arată cum oamenii, după ce pleacă comunistul, pleacă episcopul, care era și el comunist din discurs, oamenii se pun în genunchi și încep să se roage. Biserica este acolo unde oamenii se pun în genunchi să se roage. Când totul pare că nu mai există, că nu mai stă în picioare, biserica este acolo unde oamenii se roagă. Medjugorje, care are propria problemă în Biserica Catolică. Dar eu mi-aduc aminte de anul trecut, cam pe aceeași vreme, chiar de 2 sau 3 februarie, împreună cu bunul meu prieten Romeo Petrașciuc, însoțit de fiul meu și de părintele stare Steofil de la Moisei, uite, dacă, decât să mergeți până acolo, ce nu treceți dealul la Moisei? Sau, am auzit că aici e Sihăstria Putnei, Putna, Sucevița, sunt niște mănăstiri pe aici. Da? E niște mănăstiri. Priviți mai aproape un pic, că zborul ăsta după fluturi dăunează grav sănătății. Dar la un moment dat, ca să revin, am ajuns la Sighet, în punctul de frontieră, în care am văzut, cred că, cea mai frumoasă icoană a umanității românești. Un pod întreg, care la retragerea germanilor a fost aruncat în aer, dar partea dinspre România s-a păstrat întotdeauna întreg și acum când au vrut să deschidă punct de frontieră cu Slatina, cu orașul din Ucraina, în urmă cu ceva ani, au mai prelungit un pic podul, era plin de jucării pentru copii, atârnate acolo. Copiii intrau în România printr-un pod pe care erau jucării. La toate celelalte puncte de frontieră, și am zis că n-am să încetez o clipă în anii aceștia să mulțumesc lui Dumnezeu pentru polițiștii noștri de frontieră. Respect pentru ei. Respect, mare respect pentru ei. Mi-au povestit toți cei care au trecut granița că în momentul în care treceau granița și vedeau un ofițer și lângă ofițerul un preot cu crucea de gât vorbind ucrainean în mare parte, au înțeles că România nu e un lagăr de exterminare, cum li s-a spus la istorie, ani de zile. Eu am văzut Medjugorje acolo. Am văzut minunea lui Dumnezeu într-o mămică care a străbătut 1750 de kilometri cu copilul în brațe, purtat în poziția flexat mâini, care din când în când îl alimenta, dar nu și ea, având în picioare niște papuci de vară de aia transparenți în momentul când afară erau deja minus 12 grade, și care când i s-au desfăcut mâinile și a înțeles că este în siguranță, a urlat cum n-am crezut vreodată că poate urla un om. Și a pierdut mințile de bucuria că și-a salvat copilul. Dacă ieșiți din casă și vedeți un om aflat în nevoie, care are nevoie de un chip care să ilumineze viața, puteți să mergeți atât de multe mii de kilometri. Atorul Suceava are echivalență în Ascorul de la Cluj, care muncește foarte mult, în Ascorul de la București, care muncește enorm, în excelenții ascoriști de la Iași, care sunt fenomenali. Are în fiecare preot care ține în spatele lui mii de oameni. Mii. Ce nu vedeți? Credeți că avem nevoie de spații ale minunilor ca să vedem minunea? Minunea este în fiecare om pe care îl întâlnim și îl putem ajuta.
Sunt mii de preoți care poartă în spatele lor sute de comunități, hrănindu-le, ajutându-le. Să știți că în ultima vreme am văzut mai mulți preoți frământând pâine decât directori de fabrici de pâine frământând pâine. Și un alt gând. Poate că e important pentru noi să mergem în locul de pelerinaj, fără îndoială. În urmă cu ceva ani, în ziua de Sfânta Paraschiva, m-a rugat cineva să merg să o împărtășesc pe mama lui, pe care o chema Paraschiva, și care nu stătea foarte departe de biserica în care eu slujeam atunci, într-un sat de lângă Sibiu. Am luat tanti Paraschiva, i-am citit rugăciunile și zice, părinte, pot să zic și eu? Zice, cât stați? Mai puteți sta cu mine? Stau. Ce puteți sta 10 minute, 15 minute, să zic și eu rugăciunile. Zic, ce e tanti Paraschiva? Mi s-a părut că stau 15 minute, dar am stat 2 ore până când a zis, cu forța unei femei de 98 de ani care avea cancer în la amândoi sânii, a zis Paraclisul Sfinte Parascheva și acatistul ei cap-coadă pe de rost. N-am fost eu la moaște la Sfânta Parascheva, hai să fim serioși. Acolo unde este Hristos, acolo este. Și în urmă cu ceva ani am tradus din limba italiană un raport al comisiei care s-a ocupat de Medjugorje. De aia sunt un pic așa liniștit. Finalul este acesta și pe acela a pus ștampila inclusiv specialistul catolic. A te împărtăși de Hristos e mai mult decât orice fel de viziune cu Hristos. A te împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos e mai mult decât orice fel de viziune cu Hristos. Orice fel de acțiune misionară a Bisericii Ortodoxe Române, dacă n-are în miezul ei dumnezeiasca liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, nu face decât să fie o bifare pe hârtie a unei acțiuni sociale. Să știți că eu am fost onorat în timpul COVID-ului, nu că am cărat apă plată, gogoși, cafea, ciorapi curați, căbăși, ci faptul că am reușit să intru, să împărtășesc bolnavii și că din pe tura mea de o lună de zile n-a plecat niciunul neîmpărtășit la întâlnirea cu Hristos. Atât. În rest, restul. Cum ne putem menține legătura cu Dumnezeu și starea de rugăciune când avem multe de făcut? Cum ar fi învățatul? Apoi dacă învățatul e multe de făcut, ce o să faci când trebuie să și înveți, să faci și de mâncare, să faci și curățenie? Eu le-am spus studenților și i-am rugat frumos să țină cont de asta, că nu-mi doresc să învețe un curs dacă nu citesc un acatist. Deci dacă un curs citit nu te face să citești un acatist, înseamnă că nu e un curs bun. Punct. Pe bune. Bine, acatistul poate fi citit de 2 ori. O dată pentru profesor și o dată pentru bucuria cursului ca atare. Ceea ce cred că trebuie făcut este să nu uitați că sfințenia se câștigă în ani. Sfântului Antonie a luat 100 de ani să învețe că un păpucar, un făcător de sandale e mai de preț decât el în Împărăția lui Dumnezeu. Și că, de fapt, rugăciunea noastră este valoroasă doar atâta vreme cât există curajul smereniei de a o rosti. Multe din cuvintele de acolo, din rugăciune, nu ni se par ok. Doamne, sunt un păcătos și vin înainte. Stai așa că... Nu-s chiar așa, băi, adică m-a spălat pe dinți de dimineață, totuși. Rugați-vă ca unui Dumnezeu viu, ca unei prezențe. Noi avem tendința de a ne ruga ca unei absențe. Ne rugăm în fața icoanei ca la un zid. Nu e cazul. Rugați-vă ca unei prezențe. Închipuiți-vă că înainte, nici nu vreau să mă gândesc, dar... Îmi povestea cineva odată un călugăr mai în vârstă, Dumnezeu să-l odihnească. Ce vai parinții, zice eu. De loc de aici, dar era la altă mănăstării. Și vai parinții, băi. Și mă rugam eu într-o seară așa, lehămițât rău de tăt, fășeam mezonoptica. Și am zis, hai bă, să mai citesc la Psalmul 118 la odată, că parcă n-am, hai să-l mai citesc odată. Băi, și în timp și mă rugam, mi s-a părut o secundă că e Sfântul David în spate și, băi, nu înțeleg nimic din ce zici.
rugați-vă ca Dumnezeu să înțeleagă ce rostiți. Doamnește, 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 Doamnește. Nu e în limba română, da? Mai râd eu câte ori la câte un părinte de ăsta care e Pavarotti în biserică, de, citește Evanghelia de când pleacă, știi de unde e când pleacă Evanghelia, dar când termină după o jumătate de oră de zis. Și a fost odată într-o capitală de județ mare de tot și era un părinte diacon foarte Pavarotti era mitropolitul locului, Dumnezeu să-l odihnească, și pe el stătea în strană, foarte sobru, așa, și ăsta a citit Evanghelia. E noroc că știam că sunt în Duminica Floriilor și știam Evanghelia. Deci, păi, ce a făcut lui Hristos, cum a aruncat aia hainele, ce a făcut din textul Evangheliei. Nu te poți ruga în fața unui necunoscut. Când te duci în fața unui necunoscut, e urât, te simți stingher, e stare de nesiguranță. Profesorii universitari avem senzația asta când cerem de la minister câte o aprobare pe munca noastră, știți? Noi muncim de nesar capacele și câte o tântiță de acolo trebuie să ne aprobe dacă e un EC plus, galben sau verde sau roșu. Și o vezi că dimineața dacă s-a trezit bine, e roșu. Dacă nu-i trezită bine, e galben. Adică ești, poți să fii la 11 și 45 de minute habilitat să conduci îndrumarea de doctorat, dar la 12 comisia universității să spune nu ești îndrumător de doctorat. E că e o nesiguranță. Hristos nu e un străin. Nu e un străin. Hristos e mai mult decât tata și mama. Nu știu cum să spun. E tot. Există povestea din pușcărie care mie, în ciuda faptului că mi-a căzut mult păr în ultima vreme, încă mi se mai zbârlește. Eu am crezut-o de prima dată când am citit-o, dar când o citești din trei surse diferite și apoi din a patra și a cincea constați că este așa, la Pitești se petrece acțiunea, unii susțin că e la Aiud. Și acolo e posibil să fie avut loc ceva asemănător. Nici Suceava n-a fost lipsită de un astfel de moment, dar jumătate din el. Unul dintre frați, au fost arestați doi frați. Nu spunem pentru care delict, că n-are sens. Și fratele cel mare avea 19 ani, fratele cel mic avea 16 ani, cel mic de 16 ani, s-a dat de 19, de 18 ani ca să poată să fie arestat cu fratele lui matur și să facă împreună pușcărie. Sunt luați duși la Pitești. În ziua de înviere, domnul Țurcanu, despre care sunt convins că ați auzit, lumea astăzi râde de primarii care zice almanahe, dar nu râdem de leprele care ne-au distrus oamenii de cultură, știți? Păi am caricaturizat. Am spus-o și când am filmat la Râmnicu Sărat, cine a caricaturizat pe Vișinescu a făcut mai mult rău decât Vișinescu. Și l-a transformat într-un personaj înghițibil prin miștocăreală. Și la un moment dat este pus o icoană a Mântuitorului, sau a Maicii Domnului, aici este o icoană, și erau puși toți deținuții să scuipe pe icoană și să o înjure cât puteau de mult. Și o fac aproape toți, bătuți, rupți cu rângile, erau praf. Dintre ei, cel ăsta micu, care o luase și el rău de tot pe coajă, se duce și cu zeghea șterge icoana, o sărută și pleacă înapoi. Atât de ferm hristic a fost gestul lui, într-atât încât nici măcar gardienii n-au avut ce să-i facă. N-au avut reacție. Și nu atât gardienii cât băieții ăștia cu exces de zel. S-a întors înapoi și ăștia zic, bă, tu ești nebun, te omoară ăștia. Bă, nu pot să lovesc. Și cred că de aia zic că e posibil să fie icoana Maicii Domnului. Nu pot să lovesc în cea care când mi-e dor de mama vine în celulă și mă încurajează. Când mi-e frig, mi-e căldură, când mi-e foame, mi-e mâncare. Nu pot. Atât de apropiați erau de Dumnezeu. Sau, imaginea aceasta care mă plimbă. De ceva vreme când m-au tot întrebat oamenii ce este iertarea. Multă vreme o dădeam din colț în colț, făceam eu descrieri de astea șugubețe. Până când am dat de un moment din viața părintelui Ioan Iovan, cel care a fost duhovnic maicilor la Dimirești, apoi a fost mutat lângă a făcut pușcărie multă, apoi mutat lângă Târgu Mureș, unde se și stinge părintele. Maica Cristina îi scrie în amintirile lui un moment în care este arestat, este dus dintr-o parte într-alta și chinuit efectiv și este rechemat la anchetă la Jilava. Era perioada când se ancheta situația de la Pitești și deja erau speriați de ce descoperiseră acolo și
erau mult mai rezervați și pușcăriași aveau dreptul și să riposteze verbal măcar în fața autorităților. L-au luat, l-au dus și când să-l întoarcă înapoi pe tren, i-au spus, uite acolo un malder de cătușe, alegeți una din ele și urcă-te în dubiță să te ducem. Era vremea când în pușcăriile românești făceai pușcărie cu cătușe americane, deși... Și părintele, în grija lui, nefiind atent, a luat niște cătușe americane care aveau nenorocirea asta, că pe măsură ce mergeai se strângeau și cum te împiedicai sau ce, se strângea tot mai mult lanț. Era ca un lanț de bicicletă care se strângea și se aproape că ajungeai cu mâinile la picioare. Îi se întâmplă de două, trei ori, gardianul, unul dintre băieții aia finuți, care acum cred că are pensie cât toată sala asta, salariu, vine, îl împinge, îl mai lovește odată, îl mai trăznește odată, îl scuipă, îl târă prin noroi. Toți așteptau să reacționeze. Este zice, ziua ce vari, postează, nu te lăsa. Apare comandantul pușcăriei, care nici el nu era mulțumit de tratamentul pe care, mai ales că v-am zis, erau cu țeava de pistol în cap deja. Și când toți se așteptau ca părintele ridicat greu din noroi să zică ceva dur așa să-i... S-a ridicat în picioare părintele și a spus atât. Plin de noroi, de sânge, de tot ce înseamnă lovitură. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Lumea spune că ăștia au înțepenit. De fapt, ce avem de făcut este în căutarea minunilor să rostim adevărul ferm. Sunt creștin și asta e viața mea. Sunt creștin și asta e o mărturie inalienabilă. Cred în Hristos. Că din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și acestea trei una sunt. Sunt inalienabil crucii lui Hristos. Pentru că sunt pe crucea lui Hristos. Nu mai batjocoriți credința, icoanele, împărtășania, preoția preoților mei. Nu! Unii cred că vor obține ștampile de vot pe scuipatul pe Evanghelie. Poate. 60 de ani, țara asta a trăit cu oameni care mare parte dintre ei au scuipat pe Evanghelie. Dacă astăzi ne lipsește conștiința națională, este pentru că ne-a fost extirpată. Ce n-am învățat din vremea comunismului? N-am învățat din vremea comunismului că un om în genunchi, la vremea potrivită, face mai mult decât un popor în patru labe tot timpul. Că nu trebuie să urlăm ca lupii sau ca niște câini scăpați din stâni ca să ne apărăm țara. Și atunci când e nevoie, știm să ne punem în genunchi să ne apărăm. Vreau să credeți că, de fapt, spațiul minunii și arătării Maicii Domnului este fiecare colț de casă în care ne trăim cum se cuvine creștinismul. Cam atât. Nu mai sunt întrebări. Așa? Am înțeles. Nu-l împușcă. Să rămân. Ce să fac dacă liceul la care mă aflu acum îmi dă o stare de neliniște? Cum să procedez? Trece și liceul. E cea mai scurtă stare de neliniște din viață. 4 ani, nu știți cum trec? Nici n-apucați. Împrieteniți-vă cu colegi de la alte licee și veți vedea că la ei e mai rău. Știu că nu ești de acord, nici eu nu-s de acord. Liceul este exact ca orice lucru din viața noastră, e pe măsura sufletului nostru. Îmi pare rău să vă spun. Eu mergeam stresat rău de tot la o materie, nu vă spun care. Nu vă zic. Tremuram, deci când citeam seara în oral cam 4 ore de materia respectivă, nu dormeam noaptea. Eram palid, eram terminat. În urmă cu foarte puțin timp, anul trecut foarte aproape, a fost a doua oară când m-am întâlnit cu profesoara mea de materia respectivă și ne-am îmbrățișat. De fapt, mi-a dăruit cea mai frumoasă posibilitate de a cunoaște lumea. Din interior spre exterior. Că dacă n-ai micro, n-ai nici macro. Adevărul e că materiile care ne chinuie în liceu devin pasiuni când îmbătrânim. Pentru că sunt lucruri nelămurite. Și dacă ești un om inteligent, cu adevărat, ca o să te lămurești. Sigur, nu o să-mi lămuresc eu tocmai teorema lui Gauss,
noaptea la 3, deși am avut o discuție cu fiul meu pe tema asta vreo două nopți, dar constat pe zi ce trece tot mai mult că pentru mine este foarte important că am învățat de la profesorii mei că este o limită a celuilalt din fața ta peste care n-ai voie să forțezi. Anul ăsta am primit una dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am putut primi vreodată din visul copilăriei mele. Mi-am dorit foarte mult să ajung să văd locul unde, măcar locul unde a copilărit Vasile Voiculescu. Ați auzit de Vasile Voiculescu? Ăștia mai bătân, ăștia atinci, iertați-mă. Nu-i jucător de fotbal, e unul, un fundaș dreapta la Poli Timișoara, dar ăla e altfel Voiculescu. Și când am ajuns acolo, am rămas impresionat. Casa nu e casa lui Memorial originală, e o refacere, așa. Da, dar dealurile erau aceleași. Prunele aveau același gust. Păraiele buzoiene erau acolo. I-am zis operatorului care filma, zic, dacă vezi că încep să-ți miori, că-i nu-i de la tine. În momentul când a fost dat pe televizor episodul cu Vasile Voiculescu, am primit, dar exact în clipa când a început emisiunea, am primit un mesaj de la profesorul meu de limba română din liceu. Ai învins, Galilene! Atât de mult mă lipisem de profesorul de limba română, încât el știa că eu îmi doresc să fiu acolo. Să vă spun că omul care se bucură de tot ce scriu de fiecare dată și mai trimite câte un smiley și mai și râde de mine, e totuși profesorul meu de limba română. Că doamna profesoră de matematică, diriginta mea, multă vreme m-a însoțit în foarte multe din lucrurile pe care le făceam. Regret moartea dirigintei mele de limba română din școala generală, doamna Rodica Căprău. Un geniu. Realmente un geniu pedagogic. Regret, foarte tare regret. Și o pomănesc cu mare dragoste în liturghie. Aș și vrut să se bucure că scriu așa cum ea m-a îndemnat să scriu. Despre ce vorbim la liceu? Că nu știu ce e liceu. Clădirea aia în care intrăm și stăm 6 ore și ne plictisim? Sau e starea aia din interiorul nostru de care e nevoie ca să ne maturizăm, să ne luăm bacul și să fim liberi în facultăți, care sunt super faine. Deci în facultăți, întotdeauna, din prima nimerești. N-ai nicio dezamăgire la facultate. În viața de zi cu zi, în familie, ferească Dumnezeu. În societatea românească vreo dezamăgire. Fiți mai optimiști un pic. La o școală de vară, un copil de 12 ani îi spune unuia dintre traineri: cum să disting binele de rău dacă eu, de când mă știu, m-am văzut cu tableta în mână? Păi e corect. Și evident am văzut și bune și rele, fără să știu ce e bine și ce nu. Păi acum să spun, o tabletă care are curent e una bună, una care n-are curent e una rea. Asta e așa. L-am întrebat pe Părintele Teofil: Părinte Teofil, televizorul e bun? Apoi dacă merge, dragă, e bun. Ce, cum ar putea un tânăr să înceapă a întâmpina tineța cu Hristos în opinia dumneavoastră? Să nu se dea mare. Știți care e problema cu tinerii noștri? I-am învățat să fie îngânfați de mici. Fac pe uliță, le dăm diplomă. Nu fac pe uliță, le dăm diplomă. Ferească Dumnezeu să dai un nou unui student azi. Doamne, Maica Doamne, m-a pus șotia de servis să dau o notă mică la un master cuiva. Domne, mi-a trimis-o la cearceafuri întregi. Și i-am zis, băi, că îi stric bursa. Dragul meu, eu nu dau bursă, eu dau note. Bursa e suma notelor tale și la ceilalți profesori. Că zic, bănuiesc că la toți mergi cu mila și îndurările, cei care trăim din asta, știm că... Tinerii nu trebuie să-și piardă prospețimea. Un tânăr nărăvit. Eram odată la o întâlnire și era un tânăr undeva așa în spate, cam cum stai dumneata lipit acolo de geam, să nu cazi, dar nu te apleci. Să mă foia o gumă de o vedeam de pe... Și când am terminat, m-am dus țintele așa, am zis, băi, să știi, procesul rumegării afectează procesul gândirii. De-aia a început să râdă și toată conferința m-am gândit, ce dracu mă foi o gumă asta, că nu-s așa. Zic, exact ce dracu. Tinerii trebuie luați așa cum sunt ei, simpatici, strașnici, uneori bolovănoși. Eu am primit aici la Suceava o lecție, la școala aceasta cu nevoi speciale. Mamă, mamă, ce lecție. Cea mai frumoasă lecție de mariologie din viața mea, Dumnezeu să-i dea sănătate părintelui, că se ocupă de copiii de acolo și profesorilor de la școală. Dom'le, m-a terminat o fetiță care fusese plimbată prin mai multe familii, cu mai multe confesiuni. Era așa simpatică tare. Regret că nu mai știu cum o cheamă, dar o să-i spun Cătălina așa, dintr-un respect pentru nume.
Și pune întrebarea pro părintele, simpaticul părinte, excepționalul părinte care îngrijește pe copii acolo. Ce, care este, care a fost prima rugăciune adresată Maicii Domnului? Băi, eu mă uitam la... Eu eram în comisie, mă uitam la mine, bă, prostalăule, care-i? La care ai agitat zi. Primul care s-au rugat la Maica Domnului este Arhanghelul Mihail. Sau Gabriel. Păi ce? Zic, lasă-mă, da. Zic, de ce? Păi zice, o roagă, bucură-te! Băi, o roagă, bucură-te! O roagă! Să se bucure ca să se împlinească cuvântul lui Hristos. Academia de teologie era în copila aia. Punct. Bucură-te! Eu n-am auzit la nimeni niciodată asta. Că ai zice cuiva, bucură-te, e o rugăciune, bucură-te! Cum citim noi la Academia? Nu? Mă roagă să se bucure, că dacă el se bucură și tu ești bucurie. Transfer de bucurie. N-am auzit în viața mea așa ceva. Deci cala îmi venea să o pun inel, să o pun piatră la inel. Altă dată eram în pușcărie într-un penitenciar și după ce mi-am ținut eu discursul, acolo era un tip mare cât China, deci bă, uriaș, China este un mic continent. Uriaș! N-avea nimic, un dinte în gură, masiv așa. Mamă, dacă se ridică ăsta în picioare, știți că acolo nu e bine să stai cu mai mult de 10 și cu 20 de gardieni, dar în fazurile educaționale nu era așa. Și se ridică în picioare și când se ies din sală, se pune în genunchi la ieșirea din sală. În dreptul, lăsând ușa liberă. Zic, ce-i cu dumneata? Părinte, am venit să-mi cer iertare cât am înjurat eu popii că nu înțeleg nimic de la ei. Un munte de om era. I-am zis, băi, eu sper să nu întâlnim ziua pe stradă, că am învățat de la un pușcăriaș mai mult decât de la 100 de trainer motivaționali. Era un domn care era de ani buni în penitenciar, a și fost o cusătură coață albă la el, că după aceea când s-a reluat ancheta, s-a văzut că era cusută. Și la un moment dat, ăsta primește, termina clasa întâia la 60 de ani. Termina clasa întâi. Și avea o diplomă. El ieșise pe locul 2, că în conformitate cu Ministerul Învățământului, dacă n-ai între 10 și 9, 98, nu poți să fii locul 1. Și el făcuse, luase 9 și a dat locul 2. Deși el era singur în clasa 1. Nu discutăm că n-are sens. Și la un moment dat, targeturi educaționale, așa reformăm noi învățământul, de 150 de ani îl tot reformăm. Și la un moment dat, ăsta ca un puști, pupa diploma. Auziți? Om la 60 de ani, pupa diploma că... Zic, băi, Nea George, ce faci? Ce părinte, auziți, măi, mamă, bă, ce unde-i mama să mă vadă că am învățat să scriu? Romania, anul 2017. 2017, după Hristos, un om condamnat mulțumea lui Dumnezeu că în pușcărie a învățat să scrie. Deci de aici trebuie să începem să-L căutăm pe Hristos, de la adevăr. Din ce în ce mai mulți tineri au nevoie de psiholog? Nu, de fapt e o întrebare. Din ce în ce mai mulți tineri au nevoie de psiholog și din ce în ce mai mulți psihologi au nevoie de tineri. Și din ce în ce mai multe facultăți de psihologie au nevoie de tineri ca să putem crea după aceea nevoia de psiholog. A, e o modă. E o modă frumoasă, e o știință frumoasă. Psihologia nu e împotriva niciunei cunoașteri. Din punctul meu de vedere, eu mai aud pe unii dintre preoți că psihologia, și eu mai fac mișto câteodată, dar după aceea îmi cer scuze, mai ales față de fiimea care face și psihologie. Dar eu însumi am făcut un an de psihologie și m-am lămurit. Din punctul meu de vedere, psihologia poate să ajute enorm de mult ca omul să-și cunoască propriile limite. Problema cea mai mare pe care o avem la ora actuală este că nicio știință din lume nu poate să ne facă să ne vindecăm limitele. Are nevoie de un pic mai mult. De aceea lângă psihologie vine psihoterapia, lângă psihoterapie e logoterapia, lângă NLP-ul mai nou, că vă că ne plac și astea. Am văzut numere de NLP pe stradă de mi s-a făcut rău. Toată lumea avea câte o programare neurolingvistică ca e la modă. Moda nu vindecă.
Moda doar te atașează unui posibil sens. Ceea ce vindecă cu adevărat e Hristos. Vindecătorul este un cine, nu e un ce. E ca atunci când luăm pastila. Iei pastila dacă nu-i doctorul lângă tine. Când faci stop cardiac, poți să iei 3 nitrogliceline. Cel mult 4. La 5 ani nu mai apuci. Dacă nu e ăla să-ți facă masajul cardiac, nu? Care e extrem de dureros totuși. Ce părere aveți? Este bine să ne căsătorim de tine? Nu, nu. Căsătoriți-vă la 118 ani acolo. Eu am căsătorit, la un moment am cununat și oameni care au trecut de vârsta 5-a, 16-a, 20-a, erau așa de tineri în căsnicia lor, toate nunțile sunt la tinerețe. Era noaptea de Crăciun, împreună cu finul meu care era preot în Ramna în vremea aceea, un sat din Banat, sărac, lipit pământului. Vorba lui, băi, nașule, când am deschis ușa de la casa parohială, a căzut casa parohială. Serios, dar așa a fost. Așa a fost. Și avea un cântăreț, Uica Tudor. Dumnezeu să-l odihnească. Strașnic om. Cânta ala la strană, bătrânul avea spre 90 de ani, să ne înțelegem. Nu-l purtea împărtăși, pentru că Uica Tudor era într-o prietenie de vreo 20 de ani cu o doamnă din sat, a cărui soț a fost deținut politic și ea primea o pensie amărâtă după urma soțului ei și dacă se căsătorea conform acestui stat român care belește cetățeanul, nu mai primea pensia. Și atunci nu se putea căsători cu el. Cum părintele nu putea să-l cunune fără hârtia de la stat, Uica fusese și el în pușcărie. Făcuse și el vreo 20 de ani. El lua pentru 20 de ani de pușcărie sub cât lua pensionarul de la CAP în vremea aia. Noaptea de Revelion, oamenii erau triști că ăștia, deci să mă credeți, comunitatea era mică, se știau bine între ei. În noaptea de Revelion, eu cu părintele și cu preotesele noastre ne-am dus să-l colindăm pe Uica și pe nevastă sa. Noaptea era 12 fără un sfert, noaptea. E bun, e pop. Dar noi de-aia umblăm în negru să ne strecurăm. Pac! Ajungem acolo. Oamenii se puseseră să doarmă, că erau oameni normali, nu... Vă jur, nu băuserăm nimic. Ne-am dus, am bătut la geam, am cântat sub geam, câini au auzit săraci, erau îmbrăcați ca oameni de somn, că erau oameni săraci ai. Au făcut ochii mari. Am intrat în bucătărie unde aveau căldură făcută lângă o vatră de-asta. Aveau o masă rotundă și am zis, uite, vreau să vă facem cadou de Crăciun ceva. Da, primiți cu drag. Bine. Și-ți dumneata aici, dumneata aici. L-am pus pe finul meu și pe fină mea naș și i-am cununat în propria lor bucătărie. N-am avut vin. Recunosc, dar am înmuiat într-un pic de compot. Am avut vin, că am venit pregătiți cu toate de acasă. Le-am pus acolo frumos și am făcut noaptea de la 12 fără un sfert la 12 și 30 de minute. A fost cel mai frumos colind pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Pentru că în sine creștinismul nostru este nuntă. Nu e altceva, e nuntă. Nunta din Cana Galilei. Normal că le-am cântat-o pe aia la Cana, la nunta ce s-a întâmplat în Cana Galilei. Erau bătrânii, domne, el avea 94 de ani și tante avea 90 de ani, să ne înțelegem. Domne, se uitau unul la altul, nu le venea să creadă. Nu le venea să creadă. Și la un moment dat, nasul cât trăiesc eu. A doua zi de dimineață ne-am dus la dumnezeiasca liturghie. Ne-am dus noi cu minți acolo, eram, mă ridică, se lasă scaunul în jos, că cineva mă sapă. Ne-am dus liniștiți la, ne ducem noi liniștiți la liturghie și vine momentul împărtășirii. Era ziua de Crăciun. Și i-am zis, Uica Tudor, Uica, mâine dimineață te împărtășim. Părinte, de 40 de ani așteptat. Pentru că hârtia bătea crucea. Și au venit la, să-i fi văzut amândoi ca doi porumbei. Deci turtureaua și turturelul l-a împărtășit. Mă, oameni buni, s-au dat toți oamenii deoparte. Toți, toată biserica s-a dat deoparte. Și în momentul când s-au împărtășit, așa plângeam toți. Plângeam efectiv. Și când s-au împărtășit, oamenii au început să aplaude.
Ăsta înseamnă să te căsătorești de tânăr. Să ai capacitatea de a-i face pe oameni, să ai capacitatea de a-i face pe oameni să înțeleagă că iubirea ta contează. Că iubirea ta e cea care îl face pe Dumnezeu să unească iubirile. S-au stins, mi-a zis părintele că s-au stins la vreo câțiva ani buni. Țineți, în fiecare an de Crăciun mă suna: părinte, suntem vii. Așa zicea. Mireasa mea este bine. Să vă zic că după datele pe care le-am cules, au murit în acea seară amândoi. Până ce moartea nu ne va despărți. Asta e taină. Altă dată, în altă situație, am trăit să văd și asta. Doamna era foarte, foarte grav bolnavă. El fusese în serviciile vechi ale partidului. N-a vrut nici cum să se însoare. Aveau trei copii ca trei feți frumoși. Doamne, el căpos. Că unii au trăit din carnetul de partid. Ăsta e adevărul. Și mai trăiesc unii. Și a cedat de rugămintea ei în noaptea de Paști, în noaptea de înviere, în seara de înviere, deci urma învierea. M-a dus să o împărtășesc pe doamnă la pat și el zice: părinte, dacă ar fi să mă însor, numai acum mă însor. El, obraznic, știind că nu e pat, și a zis: ce bine, că zicam la mine cununiile. Hai, ai zis? Ce ai zis, ai zis. I-am chemat pe fratele care era vecin, le-am făcut o cununie ca în povești. Sigur că după m-am dus și m-am pocăit la înalt preasfințitul și am zis, la care înaltul simpatic: mă, și cum ai făcut? Ai dus-o cu patul în jurul mesei? Cum a jucat? Doamna era paralizată. Sub ochii noștri, femeia aia, în noaptea, în ziua aia, s-a ridicat din pat. Deci femeie care nu mai mersese bine de ani de zile. Și ușor, la Isaia, dănțuiește, a dănțuit. Pentru că el era iubirea ei. Iar iubirea e inalienabilă. Ce părere aveți? Așa, asta am mai citit-o dată asta, că vezi că îți răspund la câte una, că uit la ce am început. Dacă părintele Nicola ar fi copil în vremurile de acum, ce sfat i-ați da? Să-ți țină gura. Am tras pentru gura asta mai mult decât merită. De când era mic, mi se spunea, zrup gura. Mi-a și pus dinți jos, dinți sus. Asta mi-aș spune, să-mi țin gura mai închisă și să muncesc mai mult. Cum putem scăpa de teama că nu o să fim suficient de buni în profesia pe care ne-o alegem, profesor, psiholog? Să vă ferească Dumnezeu să scăpați de frica asta. Deci un profesor care intră plin de el la catedră este un marțian care crede că e pe pământ. Deci n-am altă definiție. Deci să mă credeți pe cuvânt. Cel mai fain e când te urci la catedră. Știți cum se vede când un profesor nu și-a pregătit materia? Știți când s-a trezit și el plictisit dimineața, n-a avut chef, azi noapte a avut o durere de stomac, nu spunem că e de la țuică, că n-are rost. A fost plictisit de ceva, nu-i pică bine ceva, s-a certat cu câțiva colegi, deși noi nu ne certăm niciodată. Și n-are chef de nimic. Și vine în clasă, zice: ce ați avut de pregătit pentru azi? Și asta e semnul că el e în afara spațiului. Dar trebuie să-i înțelegeți. Slavă Domnului, profesorii sunt oameni. Și mai mult decât atât, sunt niște oameni faini în general. Adevărul e că trebuie să fii tâmpit să mai fii profesor azi. Serios. Uitați-vă. Dacă te faci trainer, coacher, că toți ăștia fac coaching-uri, trainer-uri. Când ați profesor, matele predai la școală. Da. Da, slavă Domnului, mai avem și școală pe lângă cursurile supra-elaborate ale societății moderne, multilateral dezvoltate și neprecupețite. Am cunoscut de curând niște doamne învățătoare în român, de vorbitoare de limbă română, predătoare de limbă română în Ungaria, și altele în Republica Moldova, în sud, că ca Hul și mai la sud. Și m-am gândit
Ce le face asemănătoare? Domnule, profesorii nu îmbătrânesc niciodată. Uitați-vă bine. Oricât de mare am crește, când te întâlnești cu profesorul tău, îi zici, bună ziua, domn profesor. Doamne învățătoare, când te întâlnești, cât am ajuns noi, prodecan, decan, povești cu zâne, când dai cu învățătoarea, să rămână doamna, poți să fii ministru apărării, frate. Când te-ai întâlnit cu învățătoarea, e doamna. Asta arată imortalitate prin funcție socială. Pe vremuri când trecea un profesor pe stradă, un judecător, băi, se ridicau toți în picioare acum. O, trece Georgica de la gunoaie, care rezolvă problema cu să trăiți, poftiți. Nu? A se vedea filmul Mirciulică. Da. Dar de sentimentul că nu suntem suficient de buni la școală. Bă, și de ăsta, dacă scăpați, e... Mai pățeam și noi când eram elevi să ne laude un profesor, dar rar de tot ne lauda un profesor. Rar de tot. Până scoteai un bravo de la profesorul meu de geografie, păi de capul meu, Kilimanjaro, făcea așa de două, trei ori. Să-mi fi zis mie profesoara de ce să zic eu, de matematică, diriginta mea, să fi zis că am rezolvat o problemă și dacă o rezolvam, era nerezolvată. Ce mai gândește-te că mai e o soluție la asta. O, vai ce bullying făceau cu noi, vai. Ce afectați eram atunci, vai. Cum ne-au chinuit cu cordeluțele pe băieți. Da, hai să fim serioși. Mi-a spus odată un tânăr foarte emancipat de la o asociație care în general vorbește numai de la Constanța. Mi-au zis tipul acela că, părinte dumneavoastră, nu, dumneata, domnule profesor, la școală n-ai făcut educație sexuală. Bă, tinere, noi fi făcut, dar nu intram în WC-ul fetelor nici să mă piși cu ceară. Adică, bă, WC-ul de fete era WC-ul de fete, WC-ul de băieți era WC-ul de băieți, să ne înțelegem. Nu confundam nimic. Zice, eu am uitat să spun că asta cu e bine să ne căsătorim de tineri avea și în timpul facultății. Neapărat. Pentru că în lipsa facultății orice căsătorie pierde, da? E invalidă. Vă trebuie o facultate. La stat vă întreabă liniștiți așa, ați văzut că... Pe soția domnului Alex Ștefănescu are trei nume. Nu mi-aduc aminte, să mă ierte doamna că nu mi-aduc aminte, dar ceva de Ioana Maria Doina. Și l-a întrebat la Ploiești, la zice, cetățene Alex Ștefănescu, Alexandru cred că îl cheamă de fapt, Alex Ștefănescu, o luați în căsătorie pe cetățeana Ioana Maria Dorina și zice, da, pe toate trei. Asta înseamnă să ai facultate când răspunzi, da? Ce părere aveți despre Daniel Balaș și nedreptățile prin care a trecut ca student și preot? E un caz asupra căruia nu mă plec și am să vă spun de ce. Sunt foarte mulți oameni care trec prin aceleași nedreptăți și le rezolvă în mod cu totul și cu totul altfel. Nu e modul meu în care mi-aș rezolva o astfel de situație. Pentru mine personal, cum să ajunge la modestie și ce înseamnă aceasta? Asta cu modestia, nu știu să vă zic, că noi eram îmbrăcați modest la școală, adică în sensul că aveam toți costumele la fel la școală băieții, unele mai rupte decât altele, dar ceea ce ne deosebea era o fie stilou din mână, care era putea să fie chinezesc cu peniță de aur sau chinezesc, că și noi tot din chinezism ne trăiam și atunci. Dar nu ne-am pus problema, eu personal în 12 ani de școală nu mi-am pus problema că să fiu modest sau să trebuiască să dovedesc undeva modestia. Eram modești prin natura vieții noastre. N-aveam chestii de genul ăsta. Era simpatic profesorul nostru de cunoștințe social-politice care ne dădea ținți foarte des și zicea, ai răspuns cam modest. De aceea nu-mi place cuvântul modest nicicum. Îmi place numele Sfântului Modest. Observați că e Sfântul Modest, nu Modest. Da? Dar în rest nu, mă. E cuvintele astea care ascund alte cuvinte îmi par periculoase. Ce Dumnezeu ne iubește, dar noi îl iubim pe El. Asta e așa cu... Ce soarele răsare, dar noi îl răsărim pe soare. Nici nu-L interesează cât de mult ne iubește, ci îl interesează cât de mult reușim să percepem că ne iubește. Hristos e atât de frumos, zice unul dintre părinții bisericii, că e ca un cerșetor care stă la poarta sufletului nostru, bătând, căutând să intre. De-l vei lăsa, va prâzni cu tine.
Dacă nu-l vei lăsa, pleacă mai departe și caută altă ușă și altă om care așteaptă bătaia lui. Ce cu chestiile astea? Măsurăm iubirea lui Jesus acum. Astea-s prostiuțe de astea, le-am inventat noi așa, scolastic. Cât din Dumnezeu încape în lume? M-a întrebat un altă așa, zic că tu ai o problemă cu încăputul, zic, nu cu Dumnezeu. Zice, îmi este frică că nu voi reuși în viață din cauza timidității. Ai să reușești. Voi vă puteți închipi că în seara asta vă vorbește unul care nu putea lega în clasa a șaptea trei cuvinte. E serios. Cereți harul lui Dumnezeu să vă treacă dinspre timiditate spre aceeași timiditate care rostește și mărturisește. Credeți-mă, nu trebuie să fim. Mie nu-mi plac oamenii care cred că dacă rostesc cuvinte arogante și vindecă inimii. Viața celorlalți se vindecă prin timiditatea noastră. Trebuie să spui cu rușine ce știi. Doamne, mi s-a întâmplat să știu un pic mai mult decât tine. Atât. Eu mai dau examene cu câte un student ăsta care crede că e făt frumos pe cal alb. Și zic, uite, întâmplător predau materia pe care tu zici că o stăpânești. Ce zici? Încercăm să ajungem la același numitor comun în ce privește subiectul acesta. Și îl vezi așa că dintr-o dată calul nu mai e măcar. Dar el tot făt frumos e. Și îl las să fie făt frumos, pentru că sensul omului este să fie făt frumos. N-are să ne umilim unii pe ceilalți. Un student umilit devine un șef frustrat. Aceștia de obicei biruiesc că tu îi umilești că-s nărozi. Îi sprijină tata, mama, unchiul, bunica, șeful unchiului și fratele bunicului. Îl bagă acolo într-o funcție și te întâlnești după câțiva ani ca profesor universitar cu el pe coridoare cine știe cori minister că îți trebuie o aprobare pentru universitate sau pentru facultate. Și el te privește cu superioritatea nărodului, cu note mici, corigent, avem nume celebre în domeniul ăsta, zice, pa. Deci de aia trebuie să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ceea ce nu înțeleg. Cum reușim să urâm păcatul, dar să-l iubim pe păcătos? Aici e greu, e ca la răbdare, e o chestiune de foarte multă, de foarte mult exercițiu, să țineți minte. Viața creștină este o viață de exercițiu. Mi-ar place și mie să merg în cot, să zic, bună ziua, vă rog frumos 200 de grame de răbdare și 25 de grame, dacă se poate, de înțelegerea lucrurilor. În general, problemele de genul ăsta, păcat, păcătos, credincios, virtuos, noi nu iubim virtuoși în primul rând. În România, cu sfinții de pământ, cu oamenii care fac ceva, păi ai urâm, domne, cum dracul a ieșit la ăștia și nouă nu, domne. Nenorocitul ăsta, auzi, și că e mare sfânt el că face cu tare și cu tare, las că știm noi că în particular și ăsta învârte. Ce te interesează pe tine viața lui Pachetola? Câtă vreme roada lui socială, sufletească, este de o asemenea învergură. Lumea tot face râde de George Hagi, de Gică Hagi, că nu știu ce greșel face în gramatică, dar când dădea goluri și ne cățăram toți pe pereți, mai conta ce zice el în limba română? Pe bune? Trebuie să fii absolvent de Oxford ca să fii unul dintre puținii români care ne-au ridicat în picioare să cântăm imnul. M-am uitat la el că astăzi a mers, sau ieri, nu mai știu când, a fost în școala unde a învățat. S-a pus înapoi în bancă unde a fost. Cu o simplitate naturală, fără fițe, sunt foarte mulți oameni care fac asta. Foarte mulți oameni care fac asta. La întâlnirea de ca ani de la terminarea liceului, cel mai onorant pentru mine a fost că profesorii noștri s-au așezat în bancă lângă noi. Fac parte dintr-o clasă, din care din 38 de oameni, cam 35 avem doctoratele luate. Școala aia tâmpită, creivor comunistă, nenorocită, care nu ne-a învățat nimic, dar care râde ăștia, care le știe pe toate. Și scrie cu majuscule ca să nu facă greșeli. Uitați-vă la știri. Într-o știre de aia mică pe Facebook, ai 5 cuvinte, 6 prostii. Da? După aceea ești acuzat, am înțeles, mă predau. După aceea ești acuzat că nu ești purtător de cuvânt și că nu faci... Ca să înțelegeți mecanismul, e atât putem să iubim la oameni, cât putem să iubim la Dumnezeu. Dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, noi ne tălăudăm că, vai, da, eu nu cred în Dumnezeu, dar iubesc pe oameni, pe bune cum? Luptând să poată lua droguri, luptând să aibă libertăți sexuale în inadvertență totală cu propria lor natură umană. Cum? Cu
Cum pot să fiu aproape de prietenul meu care este plecat departe și ce să fac când relația noastră se răcește? Dacă se răcește una, dacă se răcește e altceva. Da? Nu insistați. Uneori distanțele sunt foarte bune. Apropierile n-ați moștri. Distanțele fac să se așeze lucrurile cu adevărat importante și valoroase. Maturizarea vine prin distanțare. Ăștia bătrâni, cu dureri de umăr și de șale, știm. Nu alergați ca să întâlniți iubirea. Stați pe loc. E un lucru foarte important ăsta. Și al doilea lucru foarte important. Lumea din jurul nostru ne-a învățat să credem că până la 20 și ceva de ani trebuie să avem licență, până la 30 de ani masterul, până la 20 și ceva de ani însurați, măritați, un copil, doi copii, trei copii. Viața nu-i mers pe bandă rulantă. Viața e viață. Viața are alt ritm, are calitățile ei. Generației mele, cred că cei din sală poate îmi confirmă sau infirmă. Generației mele i-a lipsit perspectiva. Pentru că înaintea noastră se ridica un bloc pe care puse un tricolor care venea de sus până jos și un steag roșu cu secera și ciocanul de sus până jos. Noi eram în fața unui zid de perspective. Noi ne-am pierdut în 90 când am văzut că se poate și altfel. Noroc că am stat în armată un an și m-am maturizat atunci. M-am maturizat armata română. Vai! Deci eu care n-am înjurat niciodată până am intrat în armată, niciodată cred că m-a scăpat gura și tata a fost singura dată când s-a supărat pe mine. Într-o săptămână în armată mi-a revenit de... Cum îmi place filologia, vai de mine! Eram campion mondial. Am avut o întâlnire la începutul războiului între Rusia și Ucraina cu niște domni ofițeri în vârstă, serioși, foste cadre de încredere a armatei române. Și ei criticau pregătirea rușilor și am zis, faceți mișto de mine, zic. În noiembrie 89 eram la fel de prăpădiți ca ăștia și ne-ați trimis să murim pentru țară. Și noi ne-am dus. Și chiar am crezut că murim pentru țară, nu pentru leprele care v-au dat după aia stele de general. S-au blocat, le-au căzut fețele, dar am dreptate. Vă rog să deschideți ochii. Cine spune că România n-a fost nicio schimbare în ultimii 30 de ani, minte. Și faptul că ne vedem într-o sală, într-o universitate, într-o astfel de seară și povestim, e semn de mare libertate. Și faptul că avem o pâine, bună, rea, o avem. Mie mi-e dor de coada aia la pâine. Cele mai tari bancuri și toate știrile de la Europa Liberă, acolo le aflai. Ce de departe. Nu știu dacă mi-a plăcut vreodată. Am stat și la lapte, în ciuda faptului că mama era vânzătoare la o alimentară și un coleg de-al meu spune că sunt fiu de comuniști și că am mâncat numai portocale. Da. Eu las că... Eu știu cum e să stai la toate cozile lumii, din punctul ăsta de vedere. Alea nu ne-au făcut neoameni. Aia ne-au învățat să-i apreciem pe ceilalți, așa la justa lor valoare. Și ultimul gând pentru seara asta. Vă rog frumos, din toată inima vă rog frumos, să învățați să aveți grijă de dumneavoastră. Nimeni nu poate trăi în locul nostru. Pot face alte manuale de drept alții, cursuri de nu știu ce cercetare, dar nu pot trăi în locul nostru. Vă rog, nu vă uitați copiii. Cei care nu-i aveți nimic, îi faceți. Nu vă uitați visele. Nu călcați în picioare nimic din ceea ce înseamnă libertatea voastră. Nu călcați niciodată în picioare libertatea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Și în rest, mâine e o nouă zi. Să nu vă temeți. Mulțumesc! Exagerați acum.
Am zis să aveți grijă de dumneavoastră, vedeți că vă spargeți palmele. Urmează partea a doua, foarte importantă, dar pentru aceasta voi preda legătura colegei mele de la Radio Arhiepiscopia Sucevei. Eu am fost lângă... Acum o să închidem o paranteză pătrată. A simțit că am luat-o un pic, am ironizat-o un pic cu purtătoarea de cuvânt, pentru că am văzut ce zbatere a fost în presa locală. Eu sunt foarte impresionat de modul în care oamenii ne spun cum să ne facem treaba. Iar când ne facem treaba bine, sunt foarte impresionat de faptul cum ei tac când ne facem treaba bine. Ce vă rog foarte mult e să rețineți. Viețile noastre nu sunt făcute doar din aplauzele celorlalți. Eu am trăit câteva perioade din viață cu frica de a nu cădea de viu între palmele celor care mă aplaudă. Bine, aveți grijă de dumneavoastră și nu-i lăsați pe oameni singuri. Când au de îndeplinit o misiune și trebuie să o facă, puneți genunchiul jos și rugați-vă pentru ei. Gata că vin străjerii și ne bat. Allons-y! Vă mulțumim repetat, părinte profesor. Și știu că și în al preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic are un mesaj pentru sfinția voastră. Îl invit pe părintele dr. Constantin Oprea, consilier eparhial al sectorului cultural, să vă transmită binecuvântarea ierarhului nostru. Părinte profesor, sărut mâna, onorată asistență, mă bucur că ne aflăm așa de mulți în această seară aici la Universitatea din Suceava, cu care avem legături foarte, foarte strânse și bune, nu numai academice, ci și duhovnicești. Și iată se vede această conferință duhovnicească, pastorală, misionară. Și mi-a dat de grijă în al preasfințitul chiar înainte cu câteva minute de a vă lua de la hotel, să am grijă să fie totul bine, așa cum îi place în al preasfințitului să fie totul bine cu orice activitate o desfășoară Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Înainte de a transmite un gând de recunoștință din partea în al preasfinției sale, țin să aduc mulțumire în primul rând dumneavoastră tuturor celor prezenți, dar și sufletului acestei conferințe, care este clar că e părintele profesor, dar din spate doamna inspector Daniela Luminița Ceredeev, iată, dă valoare lucrurilor care pentru unii contează, pentru unii nu contează, dar pentru noi contează că se marchează anumite momente duhovnicești, culturale, misionare și aici în eparhia noastră. Și chiar dacă aș supăra pe unii, și chiar dintre colegii noștri de la centru eparhial, doamna inspector este ca un motor și ajută și pe alții mai nepricepuți sau la început de activitate în a ne antrena în activități diverse, culturale, sociale, educative și așa mai departe. Aducem un gând de mulțumire din partea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, părintelui profesor, universitar doctor Constantin Necula, cel care este prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pentru că îl cunoaștem cu toții, este o persoană care s-a remarcat în ultimii ani în România cu misionarismul său, să spunem, care a făcut, să zicem, cele mai frumoase lucruri, mai ales în sufletele tinerilor și atrage pe cei tineri în tinda bisericii. Și iată, vedem conferințele sale care au un succes aparte și aceasta este o slăvire a Cuvântului lui Dumnezeu și o misiune de care Părintele îl leagă cu siguranță ceva aparte. În semn de recunoștință pentru întreaga activitate misionară, culturală, educativă a Părintelui, permanența Consiliului Eparhial Suceava cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic a rânduit ca în această seară, când am audiat noi această conferință atât de frumoasă, Întâmpinarea Tinereții cu Hristos, în contextul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox,
ca părintelui profesor să îi se acorde cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și îngăduiți, părinte profesor și onorat auditoriu, să dau citire textului gramatei celei mai înalte distincții a eparhiei noastre. Noi, calinic prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și învățătura, văzând lucrarea virtuoasă într-o apărare și slujirea dreptei credințe, precum și într-o cultivare și promovarea valorilor neamului strămoșesc și înțelegând importanța pe care această lucrare o are în sânul comunității creștine, conferim cu părintească dragoste crucea Bucovinei preacucernicului părinte profesor universitar dr. Constantin Necula pentru remarcabilă activitate dedicată bisericii și comunității, ferice de cei care, urmând exemplul înaintașilor, poartă prin istorie bucuria Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dat în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul Mântuirii 2023, luna februarie, ziua a treia, semnează calinic arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Alte cuvinte, abia acum sunt bucovinean cu cruce în regulă. Să rămână. Cred că rămân. E bine să cântăm un la mulți ani părintelui profesor. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Să trăiți. Înseamnă că am îmbătrânit deja. Când îți cântă lumea la mulți ani că primești o cruce, ești gata. Iar la preo să știți că oricât de cruci ți s-ar da, de fapt bucuria copiilor tăi și dragostea soției tale și bucuria oamenilor e cea mai frumoasă dintre cruci. Eu îi mulțumesc în al preasfințitului, o să fac eu și personal și am zis și eu, să știți că nu retrag cuvântul, am devenit bucovinean cu cruce în regulă acum. Adică chiar am, cum se cheamă, Schengenul pe Bucovină. Să rămână apoi cu Constantin. Conferințele pe care le propunem se doresc ca fie evenimente spirituale și culturale multidimensionale în care emoțiile să gliseze tonalități și registre diferite. Așa încât am invitat să ne fie bucurie și grupul vocal tradițional al lui Ștefan Noioșteni de la Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, coordonat de domnul Vasile Schipor, profesor de religie, membru în Consiliul Consultativ al Disciplinei Religie la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, director al Casei de Cultură din Vicovu de Sus. Ai lui Ștefan Noioșteni sunt un grup de tineri mărturisitori de credință și de valori creștine, despre care mi-e foarte drag să vorbesc și pe care îi consider a fi ambasador de tradiții bucovinene. Oștenii sunt talentați, pasionați și convinși că fiecare ieșire a lor în public e și un act cultural.
Bucuria și înalta emoție artistică pe care ni le vor oferi în această seară vin și din muzică și din poezie. Vor interpreta Flori de Românie, Raiul meu de pe pământ, Nu uita române, Măi române, om frumos, Doamne, păzește-mi țara. Iar tânărul Paul Gabriel Roman va recita Era o tânără fecioară. Vă așteptăm!
pe putere, un colț de lume prea frumos. Treia o tineră fecioară, cu straiul alb și graibuios. Frumoasă ca o sărbătoare, când mândră și brăcaia, avea tot soarele cosiță și avea un nume, România. Era bogată, căci strămoșii au dăruit pe plăți de zestre, pământuri multe, codri falnici și râuri foarte ricoveste, cu munți împodobiți cu cetri și creștere pe dute în ori, cu primăvara prinsă în cânte și în viluri de ridicători. Era frumoasă tare fata și-și cestea întregul neam, ce-a răsărit precum stejarul din Deceva și din Traian, și botezat a fost în Domnul. Domnul iubit răstignite, de cel întâi chemat apostol în numele Treimii Sfinte, că dar în cer la ea stăpânul, și dragul era și lui. Era copila cea cu minte și vrednică cu maica lui. Ea îl cinstea, iar în duminici, în fiecare sărbătoare, îl ajuta cu vin și pâine. El cobora din slava-i mare și se întâlnea stăpânul vieții cu fica sa cea pământeană. Într-o cerească liturghie, el se jertfea să-i fie hrană. Din trupul lui curgea iar sânge, din coasta lui iar apă vie, pentru copila cea sfioasă, pentru frumoasa României. Ea aduna din spice rodul și pregătea prescură în rugă, și-i picta icoană în suflet, ca și ea jertfă lui s-aducă. Dar azi, tu, scumpă Românie, nu-l mai aștepți ca altădată. Nici clopotele învierii copiii tăi nu le mai bat. Ești zdrențăroasă și săracă, fiindcă cel rău te-a prigonit și moștenirea ta cea sfântă și zestrea ta a risipit. Încă mai cată către tine din ceruri Domnul tău cel sfânt, încă așteaptă să-l întâmpini, să-ți fie hrană și cuvânt. L-ai țintuit și tu pe cruce, dar până când, a câta oară? Hai, urcă dealul căpățânii și de pe cruce coboară.
iubească via și în suflet să poarte dor de România. Doamne, păzește-mi țara, Doamne, păzește-mi neamul, Doamne, păzește-mi țara, Doamne, păzește-mi neamul. Am dreptate să spun că îi iubesc și că am motive să îi iubesc, sunt extraordinari. Părinte profesor, nu e gata, urmează un alt moment și aș vrea să fiți mai aproape de noi. Sunt convinsă că n-a putut trece neobservată mica noastră galerie de cruci de aici. E o expoziție organizată de elevii ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, coordonați de doamna profesor și consilier educativ Gabriela Parascheva Hisem. Te rog, Gabi. Și poartă un generic inspirat de o afirmație a părintelui profesor într-un context dramatic, de care vorbim și acum cu tristețe, dar pe care n-ar fi drept să nu-l amintim. Îmi scria Gabriela cu prietenia care ne leagă de ceva ani, de când am întâlnit-o într-o activitate pentru copiii cu dizabilități, că atunci când completa cu nerăbdare mare și bucurie formularul de participare la conferință, și-a amintit de un articol în care vorbeați despre slujba de comemorare a tinerilor care și-au pierdut viața în incendiu de la colectiv. Și spune Gabi, spunea părintele atunci clar și răspicat că nu va fi niciodată împotriva tinerilor. Citez. Le promit tinerilor că la primul concert rock din Piața Mare din Sibiu voi fi alături de ei, în sutană și cu cruce la gât. Este o muzică pe care o ascult uneori și care mă liniștește. Dar mai presus de asta, vreau să le arăt tinerilor că întotdeauna voi fi alături de ei. Poate la bătrânețe chiar o să scriu o carte despre tineri. O așteptăm. Așa încât o așteptăm la bătrânețe. Așa încât tema pe care ne-o propun liceenii de la Colegiul de Artă e tinerețe, cruce, bucurie. Și am să vă rog ca atunci când veți avea un răgaz pe final să și vizualizați lucrările lor. Felicitări și mulțumim tare, tare mult! Următoarea sesiune a conferinței Întâmpinarea Tinereții cu Hristos este de fapt un panel. Un panel în care i-am invitat pe olimpicii suceveni la etapa națională a Olimpiadei de Religie din anul școlar trecut. 8 elevi suceveni au participat la etapele naționale ale competiției, gimnaziu și liceu, 8 premii au ajuns la Suceava. Vă rog.
I-am invitat în panelul olimpicilor pe Samuel Ungurean, din clasa 6-a de la școala gimnazială Bosanci. Maria Bruja, clasa 7-a, școala gimnazială Bogdan Vodă, Câmpul Lung Moldovenesc. Maria Acasandrei, clasa 8-a, școala gimnazială numărul 4, Suceava. Albert Cristian Apetrei, clasa 9-a, Colegiul Național Petru Rareș, Suceava. Teodora Derevlean, clasa 10-a, Colegiul Tehnic Rădăuți. Maria Molea, clasa 11-a, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți. Maria Rotar, clasa 12-a, Colegiul Tehnic Rădăuți. Ana Maria Pintilei, actualmente studentă la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Fiecare dintre ei va încerca să ne convingă că în cărți se tăinuiește o întreagă lume, iar în cele ale Sfinției voastre, cu atât mai mult. Cărțile pe care ei le-au citit, sunteți pe terenul meu, părinte profesor, și ne le vor prezenta, se regăsesc de altfel în salonul de carte al editurii Agnos, pe care îl veți putea descoperi la finalul evenimentului nostru și, evident, vă veți putea și procura titlurile care vă atrag atenția. Cel din tâi olimpic este chiar Samuel Ungurean, de la școala gimnazială Bosanci. El ne va prezenta o bijuterie de carte pentru copii, primul volum din seria Biblia pentru copii, povestită de părintele Necula. Cartea aceasta mi-a fost recomandată chiar de câte profesorul meu de religie. Prima dată când am deschis-o, mi-am dat seama că cu adevărat ce înseamnă a nu judeca o carte după copertă. Între aceste două coperți am aflat adevărul și viața foarte bine interpretată a Domnului nostru Iisus Hristos, mai exact începutul călătoriei și misiunii sale pentru mântuirea noastră. Limbajul și textul este pe înțelesul copiilor, acompaniat de imagini foarte frumos desenate. M-a emoționat sau pentru că a fost prima carte pentru copii, eu fiind la gimnaziu, care chiar m-a impresionat foarte mult și o recomand cu drag oricărui copil sau tânăr care vrea să se relaxeze citind și să afle cu zâmbetul pe buze despre călătoria și începutul vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mulțumim tare mult, Samuel! Dacă aveți copii, Biblia pentru copii, povestită de părintele profesor Constantin Necula. Mulțumesc, Samuel! Maria Bruja este elevă în clasa a 7-a, acum la școala gimnazială Bogdan Vodă, Câmpul Lung Moldovenesc, iar anul trecut s-a întors de la etapa națională a Olimpiadei de Religie cu nota 10. Maria ne va vorbi despre pedagogia poveștii, despre vremea când poveștile nu aveau televizor, o carte apărută la editura Agnos din Sibiu în 2016. Maria? Acum puțin timp am citit această carte, scrisă de părintele Constantin Necula, Pedagogia poveștii. În ea este vorba despre trei povești foarte cunoscute pe care le cunoaștem cu toți. Este vorba despre capra cu trei iezi, povestea lui Harap Alb și fata babei și fata moșului. Aceste povești, deși au fost scrise pentru copii, ele au noi înțelesuri pentru oamenii mari. Capra cu trei iezi este o poveste din care înțelegem că este foarte important să ne ascultăm părinții, mai ales pe mama care își protejează întotdeauna copilul. Din povestea lui Harap Alb, înțelegem că este foarte important să fim răbdători. Pe mine m-a impresionat răbdarea lui Harap Alb și faptul că acesta a înțeles că numai prin răbdare el poate să-l învingă pe spân. Fata moșneagului este un copil amărât,
un copil universal, adică amărât, orfan, care are condiții grele de viață, dar care totuși reușește, biruiește. Oare cum biruiește acest copil? Acest copil biruiește având cele trei valori ale vieții umane. Este cu minte, este harnic și mai ales știe să-și țină gura atunci când face un bine. Așadar, această carte ne îndeamnă să recitim poveștile lui Creangă și chiar acum când suntem adulți. În regulă. Maria a invocat familia și mi-am amintit că am găsit în aceeași carte mama e pedagogul din linia întâi, dar comandantul oștilor este tata. Familia este cea care protejează. Felicitări, Maria, ne-ai convins. Mulțumim. Maria Casandrei, elevă în clasa 8-a la școala gimnazială numărul 4 Suceava, este cea care ne-a adus al doilea premiu întâi cu nota 10 la Suceava. Și simt să fac acum, pentru a nu știu câte oară, mărturisirea că sunt extrem de recunoscătoare cerului întreg, pentru că avem tinerii ca aceștia și profesori ca cei care îi coordonează la Suceava. Felicitări multe! Voi știți că sunt mândră de voi! Maria ne va vorbi despre Anatomia sufletului, volum apărut la aceeași editură Agnos în 2015. Maria? Cartea Anatomia sufletului este ca un drum către sine spre autocunoaștere. Citind această carte, am meditat asupra multor lucruri care mi-au oferit un răspuns unor întrebări lăuntrice. Această transcriere a conferinței părintelui Constantin Ecola ne ajută să ne creștem sufletul prin sfaturile oferite. Așa cum a spus și părintele în această carte, nu avem nicio școală, nu avem nicio materie în școală care să ne crească sufletul. Nu ne învață nimeni să fim mame, nu ne învață nimeni să fim tați, nu ne învață nimeni cum să iubim, cum să nu urâm. Nu suntem de fapt pregătiți deloc pentru viață. Însă părintele ne spune că maturitatea nu o dă suferința, maturitatea o dă răbdarea de a decrește pe tine. Așadar, această carte ne învață cum să ne protejăm sufletul și să-l facem să crească, pentru că doar trupul este efemer, nu și sufletul. Adică omul interior este mult mai vrednic de restaurare decât omul în care exterior trăim. Consider că fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să citiți această carte, deoarece veți învăța cum să puneți mai mult accent pe suflet, pe interior. Mulțumesc! Eu sper că vă și convingem! Mulțumesc tare mult, Maria, mulțumesc! Atunci când i-am invitat pe mai tinerii mei prieteni la acest panel, Albert mi-a răspuns cel din tâi și a fost așa de entuziasmat de idee, încât de ziua Unirii Principatelor am stat de vorbă la mine în birou aproape o oră despre cărți, despre provocările de licean. Albert Cristiana Petrei, din clasa 9, de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, ne va împărtăși experiența lecturii cărții Printre cuvinte, între prieteni, apărută la editura Agnos, și o spun des ca să fim siguri că am reținut, în 2022, o carte prelungire a unei conferințe pe care părintele Constantin Necula și Dan Negru au susținut-o la Bacău în același an, în 7 mai. Albert? O problemă care există în rândul tinerilor din zilele noastre, de vrem sau nu vrem să o recunoaștem, este că tinerilor nu prea le place să mai citească. Și îndeosebi cărți cu conținut religios. Eu cel puțin cred că aceasta este pentru că le este frică de ceea ce pot găsi înăuntru. Cred că poate nu vor înțelege, că nu va fi pe placul lor și că nu se vor regăsi. Ceea ce însă am văzut în această carte a părintelui Necula este o altfel de credință. Părintele Necula reușește mereu să facă în așa fel încât credința să fie actuală, pentru că și Hristos este același ieri și azi și în veci, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și un îndemn pe care vreau să-l fac în seara aceasta, care este un îndemn al Părintelui din carte, și citez: puneți mâna și recitiți Scriptura. Nu e interzis să citiți Scriptura. Ajutați-L pe Dumnezeu să vi se descopere, să vi se arate, să vă dăruiască cuvintele de care aveți nevoie de fiecare dată
când vă este greu. Mulțumesc tare mult, Albert, mulțumesc și succes în ceea ce faci. Cartea despre care vă va vorbi Teodora Derevlean, elevă în clasa a 10-a la Colegiul Tehnic Rădăuți, este Duminici în dar, predici și gânduri. Apărută la editura Agnos în 2019, o colecție de 123 de texte publicate între anii 1998 și 2007. Teodora? Cu ocazia participării la această conferință, sunt onorată să vă prezint una dintre cărțile părintelui Constantin Necula, Duminici în dar. Aceasta reunește predici pentru pericopele evanghelice de peste an, gânduri și sfaturi pentru cititor. În cuprinsul acestei cărți sunt prezentate dintr-o perspectivă subiectivă și originală principalele probleme ale societății actuale, fiecare relatare fiind însoțită de concluzii moralizatoare și îndemnuri. Consider că este o carte deosebită din punct de vedere al temelor abordate, al comparațiilor dintre personajele biblice și oamenii lumii de astăzi. Citind-o, am aflat răspunsul la multe întrebări referitoare la importanța menținerii unei relații strânse a omului cu Dumnezeu și cu aproapele. Cred că este foarte important ca noi, tinerii, să înțelegem pericolul la care ne expunem stând departe de Dumnezeu, fugind de realitate și refugiindu-ne în mica noastră lume fictivă. Sunt convinsă că majoritatea oamenilor conștientizează urmările depărtării de adevăr, însă preferă să se mintă încercând să-și înăbușe conștiința. Această carte, prin unele afirmații și concluzii, m-a emoționat profund, trezindu-mi atât sentimente de vinovăție, cât și de nădejde și curaj. Una dintre temele abordate care m-a atras cel mai mult este modul în care răul încearcă să pătrundă din ce în ce mai adânc în lume. Uneori direct, ascunzându-se adesea sub forma binelui, încât mulți cad pradă acestei iluzii, alteori direct prin oameni cu intenții și propuneri imorale. Evenimente marcante, crize și contradicții politice au existat și există în istorie din cauza firii umane decăzute, care tinde spre a urca tot mai sus în ierarhia celor care conduc mulțimile. Însă, întotdeauna vor fi și oameni simpli, dar cu credință puternică, care vor păstra echilibrul dintre bine și rău, nelăsând ca acesta din urmă să învingă. Încheie această prezentare cu un citat foarte frumos, care m-a impresionat și m-a încurajat foarte mult. Citez: neputințele noastre sunt așadar legate de necredințele noastre, de îndoielile noastre neziditoare. Domnul ne ceartă, dar ne și vindecă, ne ceartă, dar de mai multe ori vindecându-ne. Cu dragostea Lui, cu credința Lui că vom căpăta credință. Cel care pe muntele Taborului, schimbându-se la față, a zis omenirii prin apostoli: sculați-vă și nu vă temeți, ne arată că neteama noastră trebuie să plece din credință, aceea care mută munții și unește pământul cu cerul ca un munte. Mulțumim, Maria. Teodora, iartă-mă. Cartea despre care vă va vorbi tânăra Maria Molea, din clasa 11 de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, are un nume metaforă. E preferata mea dintre cele peste 40 de titluri pe care le-am citit, semnate de Părintele Necula. Mai facem și noi teme din când în când și de drag. Și cuprinde 86 de texte, fiind o carte manifest, scrisă din drag și de drag de oameni. Așadar, Maria și Duminici de fiecare zi, o carte apărută la editura Agnos în 2016. Maria. Traversăm vremuri în care duminicile par a fi tot mai rare, liturghiile tot mai departe de noi sau, mai bine zis, noi tot mai departe de liturghii. Omul uită să poarte în suflet Evanghelia și, pierzându-se în gol, se agață de lumesc, de culmile cele mai anevoioase ale vieții. Se învelește într-o falsă fericire, se bucură de o pseudo-libertate. Transformă limitarea, robia, în cea mai râvnită libertate a lumescului. Rari și prețioși sunt aceia care încă mai cunosc adevărata definiție a libertății, care încă o mai caută și care se zbat pentru a atinge măcar un mic nucleu de al ei. Dintre atâtea suflete înșelate de lumesc, aflate totuși într-o continuă căutare a ceva, nici ele nu știu exact a ce,
Răsare un suflet luminat de Duh Sfânt, sfințit prin harul preoției, care se zbate să aducă lumina în viețile încetoșate ale acestor inimi reci. Părintele Necula ne reaprinde conștiința Evangheliei, ne transformă fiecare zi într-o nouă duminică a învierii sufletești. Împletindu-și scrierile pe paginile cărții duminici de fiecare zi, Părintele Constantin Necula coboară viața pe pământ, iar pământul mort îl ridică la cer. Fiecare pagină a cărții ne întâmpină cu o mini-predică în care ne sunt explicate evangheliile pe înțelesul tuturor, al oamenilor simpli aflați într-o complexă căutare. În aceeași manieră, simplitatea din complexele sale cuvinte îmbibă orice suflet, cât de împietrit ar fi, cu dulceața cerească a iubirii și a trăirii în Hristos. Cu fiecare cuvânt așternut pe pagina cărții, Părintele Constantin învie speranța vieții, a învierii și sculptează în cartea minții frumosul, dar și înfricoșătorul înțeles al Evangheliei. Spun înfricoșătorul înțeles pentru că, citind cuvântul lui Hristos și explicarea acestuia pentru priceperea noastră, a tuturor, conștientizăm din ce în ce mai aprins depărtarea noastră de adevăr și distanța dureroasă dintre noi și viața bine plăcută lui Dumnezeu. Acesta este și obiectivul cărții, de a trezi în noi lumina realității nealterate și conștiința dobândirii indispensabile a libertății în Hristos, care se realizează doar în biserică. Într-o lume a umbrelor, prezentată realist pe paginile cărții, apare însă în chip înălțător extazul speranței. Lumina învierii străfulgerează nebuloasa necunoscutului din sufletul omului, iar noi toți, alături de văduva din Nain, suntem martori ai realității transfigurării morții atunci când viața primează. Mulțumesc mult! E cartea în care și eu am găsit o idee care mi-e foarte dragă, aceea că Dumnezeu e Cel care iubește să ierte. O invit acum să ne împărtășească fascinația lecturii pe Maria Rotar, din clasa 12-a de la Colegiul Tehnic Rădăuți. Ea ne va vorbi despre iubirea care ne urnește. Apărută la editura Agnos în 2021, o carte crescută din răbdarea prietenilor în Hristos, care cuprinde conferințele Iubirea care ne urnește, Bucuria mărturisirii și Despre curățirea de patimi. Te ascultăm, Maria. Așa cum a spus și doamna inspector, cartea este alcătuită din trei conferințe scrise, pe care eu nu l-am găsit în varianta audio, deci dacă sunteți interesați trebuie să o citiți cartea. Prima parte se numește Iubirea care ne urnește, în care se vorbește despre iubire și este privită ca o iubire care ne strânge pe toți la oaltă pentru a construi Biserica lui Hristos, frumoasă și plăcută lui. Un gând cu care am rămas din această parte a cărții este acela că Dumnezeu ne oferă iubirea ca un dar, iar noi trebuie doar să-L primim așa cum primim orice alt cadou. Deoarece, așa cum a scris și Părintele în carte, cea mai mare calitate a iubirii, după Sfântul Ioan Gură de Aur, este să primești iubirea, nu să o dăruiești. De aceea să nu punem totul despre iubire și despre Dumnezeu sub semnul întrebării. Așa cum a scris și citez, cu cât filozofezi mai mult pe seama iubirii, cu atât pierzi din vedere iubirea. Cu cât filozofezi mai mult pe seama lui Dumnezeu, cu atât îl pierzi din vedere pe Dumnezeu. A doua parte se numește Bucuria mărturisirii. Și aici Părintele nu vorbește numai despre mărturisirea păcatelor, ci și despre mărturisirea stărilor prin care uneori trecem. Căci doar așa nu vom mai căuta altceva în afară de iubirea lui Dumnezeu și nu vom mai fi plictisiți niciodată. Oricâte păcate am fi făcut, dacă avem curajul de a ne mărturisi și de a ne lăsa iubiți de Dumnezeu, putem merge înainte. Ultima parte, despre curățirea de patim, explică foarte frumos ce este postul și cum este bine să postim. Că postul nu înseamnă doar să facem foamea, ci ne oferă un prilej de apropiere față de Hristos. Vă recomand cu caldă inimă să citiți această carte, pentru că abordează teme care, după părerea mea, sunt oricând subiecte de actualitate. Sunt date răspunsuri la foarte multe întrebări pe care tinerii încă le au și acum. Mulțumesc tare mult, îți mulțumesc, Maria. Și nu în cele din urmă, Ana Maria Pintilei, actualmente studentă la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Ana Maria își dorește în aceeași măsură să devină profesoară, dar și să facă cercetare. Deocamdată citește asidu, nu ratează nicio ocazie de a învăța ceva în plus,
e pasionată de nai și de prietenia lui Isus. Cartea pe care ne va prezenta ea, cartea Fenomen despre sensul vieții, o carte despre puterea cuvintelor, puterea oamenilor și puterea lui Dumnezeu, care îți oferă reperele de care ai nevoie într-o lume în schimbare. Ana Maria, te ascultăm. Întâlnirea cu cartea pe care urmează să vă povestesc m-a găsit în ipostaza de studentă, în anul întâi, înainte de sesiune. Dar totuși, în toată încărcătura asta zilnică pe care am avut-o, am reușit să-mi fac un răgaz. Un răgaz pentru lectură, o lectură pentru sufletul meu. Aș putea să vă recomand cartea pentru ceea ce găsim înăuntru ei, pentru conținutul ei. Un conținut minunat, dacă ați vedea câte însemnări am făcut pe seama acestei cărți. Numai că astăzi aș vrea să vă spun să vă opriți din alergătura zilnică, să deschideți cartea aceasta și să vă așteptați ca în inima voastră să se producă niște întrebări. Îmi fac eu timp pentru Hristos? Am arătat eu dragoste celor din jurul meu în ultima vreme? Am eu bucurie în viața mea? Sunt eu bucurie pentru alții? Și până la urmă, care este sensul vieții mele? De ce sunt aici și acum pe acest pământ? Crâmpeie de sens am regăsit pe tot parcursul cărții. Doar câteva o să vă menționez și vouă, poate o să vă regăsiți. Acestea sunt lucrurile acelea care ne umplu viața de bucurie. Lucrurile acelea micuțe pe care le păstrăm undeva pentru noi cu o sfințenie sfântă. Sărbătoarea Paștelui. Cărțile pentru suflet scrise de oameni valoroși. Amintirile din vremea când eram copii, sinceri și curați. Rugăciunea care face liniște în suflet. Și postul ca o bucurie, ca o ocazie de a iubi mai mult. Acestea sunt doar câteva lucruri mici care sunt prezentate în carte, dar sunt sigură că vă veți mai regăsi în multe aspecte din această carte. Însă, dacă veți da o șansă acestei cărți, sunt convinsă că din discuția dintre acești doi oameni, lumină, veți afla o mulțime de lucruri faine și simple. Și mai mult decât o carte, despre sensul vieții, este o discuție cu acel prieten cu care nu te-ai mai văzut de mult timp și aveți așa multe de povestit. Veți găsi răspunsul la întrebări pe care nu credeați că le aveți, vă veți pune noi întrebări, dar la sfârșitul cărții veți avea inima plină de bucurie și de pace. Nu știu dacă am aflat în finalul cărții care este sensul vieții, dar cred că am deslușit cu mintea sensul vieții mele. Să-L am pe Hristos în centrul vieții mele și din El să dau sens vieții mele și altora. Mulțumesc! Olimpicii la religie ai Sucevei! Vă mulțumesc tare mult, dragilor! Sunt foarte, foarte mândră de voi! Mă gândeam în timp ce spuneau lucrurile astea, pot să mor liniștit. Deci copiii ăștia m-au înțeles mai mult decât mulți dintre colegii mei. Vă sărut mâna și vouă și părinților. E o stare de bine pe care o ai, pot muri liniștit, clar. Romeo nu forța la curba primă, mâine mergem la Siret. Dar e prima dată după 30 de ani de alergătură când pot să spun liniștit că pot să mă opresc. Știți că sensul unui om este că atunci când vin din spate alții, mai bun ca ei să tacă. Promit că tac. Continuați. Mulțumesc foarte mult. Eu am simțit că asta veți spune și de aceea am zis că așteptăm cartea despre tineri, ca să mai amânăm puțin. Oameni buni, părinte profesor, da, mi-am dorit ca acest eveniment să fie unul în care un profesor excepțional să fie acompaniat de elevi excepționali. Îmi doresc să plecați cu sentimentul și cu convingerea că Suceava are copii formidabili, are tineri minunați și că în mâinile lor stă biserica noastră. Vă mulțumesc pentru toate, să aveți o seară binecuvântată și vă așteptăm și la următoarele conferințe ale Societății Femeilor Ortodoxe Maria de Mangop. Felicitări, toate, toate bune! Da.